Bună seara, prieteni! Dobre vecer, druzia! Sper că ne vedem și ne auzim, prieteni, da? Pe contul acesta de YouTube, Spovedania lui Rizea, așa cum v-am obișnuit. Foarte curând ne vom vedea și pe celelalte rețele de socializare, inclusiv pe site-ul realitatea-din-moldova.net, cât și pe site-ul www.spovedanialuirizea.com. Sper că e ok transmisiunea, v-am spus, avem aproape o săptămână de când am început, nu? De luni. Și sper să realizăm într-adevăr o emisiune așa cum vă doriți, o televiziune, ca Realitatea din Moldova, așa cum doar Rizea v-a promis, pentru că doar aici veți găsi adevărurile ascunse pe care toți golanii ăștia care au condus Republica Moldova în ultimii 10-15 ani nu vi le-au dezvăluit niciodată pentru că n-aveau interesul și au bătut joc de voi și Rizea a venit să facă această curățenie în Republica Moldova. Da, prieteni, și mergem pentru că avem subiecte tari și în această seară, dezvăluiri explozive, așa cum v-am obișnuit. Vă mulțumesc pentru că veniți în număr atât de mare alături de mine la, iată și echipa mea de aici, de la Realitatea din Moldova și sunteți prezenți seară de seară. Și într-adevăr e impresionant, pentru că iată cât mai mulți moldoveni cunosc ceea ce noi facem aici, ceea ce noi dezvăluim și sper că odată și odată să se întâmple ceva. S-au întâmplat anumite lucruri, așa cum foarte bine știți, dar încă mai e mult de muncă, pentru că acest sistem mafiot nu se lasă dus de la putere, ușor, da? Și trebuie să-l urnim noi, prieteni. Vorbeam, da, după cum vedeți că am văzut că unii spuneau că poate unii mă criticau, dar le ziceam, măi, prieteni, sincer vă spun, nu v-ați săturat să-i vedeți pe politicieni ăștia, ce vreți să am o imagine din aia, să vin în fața dumneavoastră cum au venit ăștia amărâți într-un costum ponosit și au furat 10 milioane de euro și v-au păcălit cu ipocrizia și minciuna lor? Ăsta e Rize. Rize e așa de... Când a intrat în politică de acum 22 de ani, prieteni. Același stil vestimentar, aceleași hobby-uri, aceeași atitudine. Nu o să mă schimb pentru nimeni. Din potrivă, eu cred că un politician trebuie să vină sincer în fața voastră, să arate într-adevăr cum este în mod obișnuit și nu să-și ascundă ceasurile, mașinile, hainele, să umble în fața voastră în șlap, că așa v-au păcălit golaniște. Au umblat în șlap șlăparii ăștia de aici, două don, furculiță, toți vagabonzi ăștia, șor, hai că ăștia s-au mai îmbrăcat și au pus o curea Hermes, de-aia și o cravată, șor. Șor cu parașuta lui, cu taubă. Ca e Plahoniuc, numai în crocodil tot. Da, a învățat țărănușul ăsta de la Nisporeni. Dar în rest, toți o apă și un pământ. Da, știți bine, ăștia care v-au escrocat și s-au ajuns mari milionari de ei, nu știu, să mănânce ce tacâmuri să folosesc atunci când mănânci peștele. Da, la masă, ei nu știu. Asta e, prieteni, asta e Rizea, n-avem ce face, nu e, mai bine unul, cred, un politician sincer ca mine, care vă deschide ochii în fiecare zi. Și unii am văzut că mă critică, domne, că vă duceți, da, domne, ce vreți să facem? Păi credeți că ajungeam eu în cercurile înalte, din România sau la nivel european, acolo unde am relațiile pe care vi le-am făcut cunoscute și le veți afla cu toții în fiecare seară. Vom pune poze de la întâlnirile internaționale la care am luat parte. Alături de președinți, de prim-ministri. Deci asta e, prieteni. Nu aveam, pentru că acolo trebuie să ai o anumită ținută, un anumit mod de a te prezenta atunci când intri în contact cu niște personalități, chiar și la nivel mondial, da? Nu numai în România. Nu puteam să fiu în cercurile alea, să umblu ca un Costiuc sau ca un Bătrâncea sau ca... Sunteți voi obișnuiți cu vagabonzi ăștia de aici. Astea sunt panarame, astea sunt imitații de politicieni. Ăștia nu sunt politicieni, n-au școală, n-au educație. Dacă îi întreb de ideologia partidului, cred că se gândesc ce au în buzunar, cât au furat de la voi. Pentru că ăștia au venit la putere doar să fure, prieteni. Rizea n-are ce să mai fure. Rizea a văzut și Monaco, a văzut și Tembart, a văzut și Miami, a văzut și Ferrari, și Rolls, și Lamborghini. Nu mai e, prieteni. Asta e. Gândiți-vă. Alegeți unul măcar care să fie alături de voi pe bune și nu să vă mintă așa cum v-au mințit ăștia. Și uitați-vă unde ați ajuns. Au ajuns ca cetățenii de la Bălți, acolo unde am fost weekendul trecut și care nu mai au încredere în nimeni,
nu mai vor să vină la vot și presimt că va fi un mare absenteism la vot de data aceasta. Au avut un primar două mandate, marele milionar și balabol, un infractor, Renato Usati, n-a făcut nimic acolo, prieteni, a furat de la Moscova 60 de milioane de la compania de căi ferate, a mai fost parte în landromatul ăla cu Plahoniuc și cu Platon și a scos banii din buzunar și el îi mulțumea pe oameni stil Becali. Păi asta e, mă, frate, n-ai făcut un trotuar acolo, n-ai făcut nimic, păi s-a dus Rizea și ați văzut ce e acolo, da? Că Rizea știe să fie și în ținută Florentino Delur, în care sunt și astăzi, după cum mă vedeți, da? Sper că vă place sacoul, cămașa, Batista, vă plac astea, nu? Stilul ăsta și pantofii vă plac. Că ăsta e Rizea, n-avem ce face, nu putem să meargă cu sandale și ciorape albi. Cum merg golanii ăștia de politicieni moldoveni care v-au călărit și v-au furat și zahărul din cei, da? Asta e, prieten. Deci ăla n-a făcut nimic la Bălți și apropo de Bălți, știți că am contestat. Rizea merge mai departe și nu se sperie de nimeni. Am dovedit asta de când am ieșit din pușcărie. Și mă lupt cu acest sistem mafiot până îl dărâm. Uitați-vă la mine pentru că văd că sunteți lângă mine din ce în ce mai mulți. O să-i rog pe cei de la regie că nu văd aici mesajele prietenilor. Nu văd aici pe computer și sunt sigur că îmi trimit mesaje și nu se văd, da? Vă rog să remediați problema urgent. Asta e, prieteni. La Bălți, ce s-a întâmplat la Bălți? Am contestat, am trimis ieri toate actele, avocata mea, da, de care v-am spus și aseară și datorită căreia am fost salvat să nu ajung, exact ca profesorii turci, în situația lor de a fi făcut pachet de regimul mafiot al lui Dodon și Plahoniuc, femeia aceasta, a doamna avocat Corina Stratan, s-a luptat așa cum v-am zis ca o leoaică, n-are vreun fizic impresionant să zici că e vreun munte de om în sensul ăsta. E o femeie normală, e chiar micuță așa, nu e înaltă, e normală. E o, da, și slăbuță, piravă, ca să zic așa. Dar s-a luptat ca o adevărată leoaică, v-am spus eu, cu acest sistem mafiot, care nu m-a doborât, prieteni. Gândiți-vă că Rize a câștigat, nu un război, războiul e lung, a câștigat o bătălie cu sistemul mafiot al lui Dodon și Plahoniuc. M-au băgat ei în pușcărie. Au vrut să mă extrădeze, au pus procuratura, fă-i și un dosar penal, fă-i și aia. M-au ținut acolo cu jap ca prizonier în penitenciarul 13 și n-au reușit să mă extrădeze. Ați văzut, făceau și știrile manipulatoare. Dădeau, cum v-am arătat aseară în registrările alea de la postul de televiziune al Dodon, zicea, Rize a fost transportat la București. Ați văzut, prieteni, cum vă manipulează? Golanii ăștia așa v-au manipulat în ultimii 10-12 ani. Uite așa. Cum v-am arătat eu aseară și v-am demonstrat că Rizea vine cu probe, vine cu dovezi, vine cu tot. În sfârșit au remediat și băieții. Vă salut pe toți, prieteni. Victor, te salut. Studio Film. Da, Ioan Popa. Victor Onofrei. Dan, vă salut. Ina, te salut. Ina, mulțumesc mult de tot. Silviu de la Londra, te salut și eu. Ioan, cu drag tuturor. Valerio, din Bologna. Te salut. Vladimir. Nu ies, mă, nu mă bagă, mă, Chioveși, mă, stai liniștit, că mi-a fost fabricat dosarul, că uite, vorbeam cu un prieten în seara asta, care a pățit la fel ca mine, un om extraordinar, Ovidiu Tender se numește, un om de afaceri din România, care a fost victima acelui sistem ocult, a cărui victimă am căzut și eu, da, și el a fost prieten cu sistemul, așa cum am fost și eu, și până la urmă am căzut în plasa lor, da, ne-au folosit. Și atunci când interesele oculte au primat, ne-au fabricat dosare ca să scape de noi pentru că eram persoane incomode. Ovidiu Tender pe zona de business, un om foarte important de afaceri, da? Care are uși deschise peste tot la nivel internațional. Și eu în politică. Asta a fost, prieten. Începe cancanul, da. Da. Aoleu, Silviu, mai vreți filmulețe? Mă, chiar așa în fiecare seară. Ați văzut, da? Avem multe subiecte. Mulțumesc mult de tot, Daniel. Vă salut pe toți pe Rizea TV. Bună seara, bună seara, Ion, Ludmila, bună seara tuturor. Igor, te salut. Da. Cristi, ce părere ai de masonerie și de cluburile lor? O să vorbim într-o seară, Cristi, de masonerie la nivel mondial, pentru că așa cum ți-am spus și ați văzut cu toți, am postat. Și eu în 2011 am avut onoarea să merg alături de Ion Iliescu să fiu primit în acel ordin Dignity,
chiar de către Giuliano Di Bernardo, părintele masoneriei mondiale. Eveniment care s-a petrecut în Catania, la Caltanissetta, într-o veche biserică, un fel de templu acum. E frumos de povestit, dar a mai fost cu noi Teodor Meleșcanu, care stăteam la un trabuc seara. Pentru că e un mare fumător de trabuc, Teo Meleșcanu, care la o lună după acel eveniment, prieteni, a fost nominalizat la șefia Serviciului de Informații Externe. Da. Acolo unde intrasem și eu în discuție, ca potențială propunere în 2015, da? După ce Mihai Răzvan Ungureanu își dăduse demisia, și acest fapt a contribuit, dacă vreți, la aprinderea reflectoarelor pe persoana mea, pentru că sunt un om incomod și nu sunt disciplinat cu ghilimele de rigoare așa cum și-ar fi dorit unii. Da. Vă salut pe toți prieteni. Vorbeam de doamna avocat Corina Stratan, care azi am rămas surprins. Dom'le, am depus ieri actele, contestația la judecătorie. Știți, după ce Comisia Electorală de Circumscripție de la Bălți nu mi-a acceptat candidatura. Vă dați seama, deci eu sunt cetățean moldovean cu 50% din drepturi, conform Constituției. Am dreptul doar să votez, dar nu să și fiu votat, să fiu ales. Iar ulterior, Comisia Electorală Centrală, știți, toată nebunia de acum 10 zile, de acolo o săptămână, mi-au respins, m-am adresat judecătoriei Bălți. Dom'le, am depus prin curierat rapid ieri actele. Dom'le, astăzi avocata mea a vrut să verifice, așa cum e normal, un avocat profesionist să-și facă treaba. Nu i s-a zis la telefon dacă a ajuns plicul cu actele lui Mihai Cristian, da? Riză, adică, da? Nu i s-a spus, s-a urcat în mașină, m-a sunat de pe drum ca să înțelegeți ce fel de om e. Fără să-mi spună, s-a dus, era pe drum și mi-a zis: sunt în drum pentru că nu e normal ce se întâmplă, simt că se pregătește iar o ilegalitate la nivelul acestui sistem mafio din justiție. Da, prieten. Și s-a dus acolo. Și a aflat că, într-adevăr, dosarul era venit, grefiera n-a vrut să-i spună, grefiera judecătoare, eu judecătoare, mamă, la ce am picat, unde putea să pice dosarul lui Riza? Decât la mafia din justiția de la Bălți, o judecătoare Costaș, parcă se numește, puneți acolo, e cererea, da, pe ecran. Vedeți acolo, în dreapta sus, parcă judecătoare Costaș, da? Vă dați seama că asta mă execută în secunda 2, că e sistemul lui Dodon. Sistemul Usati, ăștia-s mafioții care încă mai au pârghile în justiție. Mai mult decât atât, auziți ce mi-a cerut? Ei vreau să cad în capcană. Mi-au cerut o împuternicire de la președintele partidului, de la domnul Vladimir Dachi, care nu era în țară, spunând că să-mi dea drept de semnătură. Un lucru ilegal. Dânsul m-a împuternicit, dar vreau o împuternicire să semnez eu. Adică eu pentru mine, un lucru ilegal conform codului civil din Republica Moldova. Ați înțeles ce mi-a cerut un judecător de la Bălți, această judecătoare? Îmi cerea să fac eu o ilegalitate, ca să pic în plasă să-mi respingă dosarul, contestația. Se joacă tare, prieteni. Merg după aia, nu-i problemă, că n-am nicio șansă cu golanii ăștia, vă dați seama. Merg la Curtea de Apel Bălți și după aia la Curtea Supremă de Justiție, că Riza are această experiență, a mai făcut drumul ăsta și la alegerile parlamentare. Le e frică rău de tot de candidatura mea, prieteni. Și vreau să-i anunț pe toți de la Bălți că sâmbătă ne vedem acolo în Piața Centrală, eu voi fi cu Vladimir Dachi, candidatul în acest moment la funcția de primar din partea Partidului Politic Noi. Și știți bine că votați Dachi, că votați Riza, e același lucru, prieteni, indiferent. Dacă vreți, așa cum am spus-o, veniți alături de Riza și votați Vladimir Dachi pe 21 noiembrie, așa cum ați văzut și la începutul emisiunii mele, acel clip electoral, poziția numărul 10 pe buletinul de vot. Haideți să le dăm o lecție celor care și-au bătut joc de locuitorii orașului Bălți atâția ani de zile și să începem revoluția pe care am spus că o vom începe alături de voi, prieteni. Să curățăm Republica Moldova de golanii ăștia care și-au bătut joc de cetățenii ei atâția. Da, prieteni? Deci asta e doamna avocat, căreia îi mulțumesc încă o dată pentru modul, într-adevăr, în care se bate singură, se luptă și datorită ei am rămas în picioare, prieteni, și n-au putut să-și facă mândrele cu mine și să facă abuzurile, să duc aceste abuzuri în punctul culminant de a mă extrada pe nedrept. Da, prieteni? Asta e.
Și sper, nu știu, să am noroc poate vreodată de vreun judecător corect în țara asta. Mulțumesc de la Cimișlia, Ion, te salut și eu. Să mai zicem de parașutele de la Chișinău, Vitali, știu că vă place cancanul. Păi vreți, mă, așa cancan de la Rizea toată ziua, mai băgăm puțin și cancan, normal, că nu vă lasă Rizea fără. Da. Ce zici tu, Ade, că cu masonii, că-s mafioți care ar lucra pentru construirea templului de la Ierusalim, adică sunt evrei, restul sunt doar naivi care se cred aleși, da. Cimișlia mă salută, mulțumesc și eu încă o dată, mulțumesc din suflet, am văzut că aveți mai multe mesaje. Mulțumesc, domnul Riza, mersi de video de pe Telegram, excitant de tot. V-a plăcut ăla, prieten, nu? De pe contul de Telegram îl aveți aici, în dreapta. Cine nu l-a văzut să-l vizioneze, da? Să intre. Doamne ajută să fac pariu că Vladimir va ieși primar. Doamne ajută, prieteni, asta îmi doresc și eu. Și v-am zis, facem echipă extraordinară, noi suntem prieteni înainte de a fi parteneri politici și vreau să, nu știu, vreau să-i convingem pe cât mai mulți bălțeni să vină alături de noi. Mâine seară, chiar la orele 19, vă anunț pe toți cei de acolo din Bălți, Vladimir Dachi va fi invitat la prima dezbatere acolo, la Bălți TV, da, începând de la ora 19. Va fi, bineînțeles, în limba rusă, el fiind vorbitor nativ de limba rusă. Nu ca mine, care sunt la început de a învăța, sunt în stadiu de începător, da, de a învăța limba rusă. Ce să facem cu Igor Dodon? Îl ducem la 13, Petrule, când ajungem la putere, n-ai văzut ce le-am făcut eu la aer la ini? Toți stăceau mâlg, le era frică, au stat acolo, i-am făcut albie de porci la ei în sediu. N-a coborât nici generalul ăla, mama lui de Golan. Nimeni. Avem subiecte tari, prieteni. Haideți să trecem la dezvăluirea pe care v-am făcut aseară. Ce am vorbit eu de Golanul ăla, de am fost la el acasă cu două seri, că a devoalat întâi Bilețchi cu adresa lui Vlad Filat, Ciocârliei 7/4, unde se ascunde Golanul ăsta care a prăduit Moldova. El e principalul beneficiar al miliardului furat de aici, alături de Plahodniuc, alături de Ilan Șor și Veaceslav Platon. Și nu plătește, nu plătește prietenul ăsta. Păi nu ne zicea Filat ăsta, mama lui de vagabond, când el l-a făcut Plahodniuc și i-a dat mandatul, i-a ridicat imunitatea. S-a dus el la tribuna Parlamentului și a zis, dacă o să vorbesc eu, o să explodeze politica din Moldova. Câți ani au trecut, mă, vagabondule, și n-ai vorbit? De ce nu tași, mă, tu acum? Ai făcut pact cu diavolul, cu sistemul ăsta mafiu care te-a executat și pe tine. Te-ai dus în genunchi ca să-ți lase proprietățile sechestrate, ca să le ridice de sub sechestru, ca să-ți lase banii, suta de milioane pe care ai furat-o. Și acum o întorci, cum am arătat eu ieri, ai cumpărat blocul ăla de la Moldincom Bank prin intermediul unei firme paravan de IT, Nova Lines, Mihai Sava. De unde ați avut, mă? De unde a avut ăla bani, mă? A justificat ăla la Moldincom Bank? E banca voastră, mă, de mafioți. Moldincom Bank spală banii lui Platon. Asta fac și ai mafioților din Bulgaria. Doverie Invest, fondul de investiții majoritar ca acționar la Moldincom Bank. Să știe toți moldovenii să nu vă mai puneți economiile, că ajungeți naibii într-o zi și pățiți cum v-a făcut Șor la Banca de Economii. Vă lasă fără nimic. Că golanii ăștia sunt în stare de orice, ca să pună și într-o lumină proastă actualul guvern. Să zică, ia uite, s-a întâmplat pe guvernarea PAS. Ați înțeles? Și oalele se vor sparge la PAS. Cum am zis eu în campania electorală, mai țineți minte? Ce-i pregătea Platon? Când i-am dat eu lui Platon cu sulul de hârtie igienică în dezbatere la ProTV, la Lorena Boxa în emisiune. Și i-am spus, mai țineți minte, da? Ați văzut. Da, prieteni. Haideți să vedem un filmuleț de astăzi, primul filmuleț, vă rog, să vedeți unde câștigă fosta nevasta lui Filat, Sanda Filat, da, actuală diviricianu, 50.000 de euro pe lună, bagă în buzunar din averea voastră a acestui popor. Thank you.
spune nimic. El atunci când i s-a ridicat imunitatea în Parlament, s-a dus la tribună și a zis că dacă o să vorbească el, o să explodeze politica din Republica Moldova. Păi bă, filat, băi vagabondule, câți ani au trecut? Și tu tot taci. De ce taci? Ai făcut pact cu sistemul mafiot din care, al cărui membru ai fost și ai rămas, după cum văd eu. Chiar dacă tot ei te-au băgat la pușcărie, nu? Nu, filat? Ți-a pus Plahotniuc sechestru pe clădirea asta când ai intrat la pușcărie, după ai căzut în genunchi și ți-a dat-o. Înapoi, că așa făcea Plahotniuc, punea sechestru, le ridica, le lua, cum vroiau mușchii lui. Da? Și acum tu i-ai dat-o când ați făcut voi divorțul ăla așa, ca să scapi de proprietăți, să nu ți le ia tot golanul de Plahotniuc. A, când te-ai despărțit tu de Sanda, că tu ai două divorțuri la activ, cu Sanda și după cu Angelica, parașuta. Nu că Sanda ar fi mai brează, stați că vă dă rizea și de iar Sanda acum e beneficiara în acte, da? A acestei clădiri somptuoase, acestui palat aici, pe Ștefan cel Mare, colț cu Ismaile, ați înțeles? Zeci de mii de metri pătrați. Sandica Filatovna, actuală divirician, își ia 50.000 de euro în buzunar, lună de lună. Și stă numai prin Bali, numai pe insule exotice, la vile de lux, hoteluri de 5 stele, private jet-uri. Asta face Sandica. A suportat ea lângă Filat, i-a mai trasă la și câteva croșei, a stat și pe spital, dar uite că a merita. Și a luat o clădire barosană și dăm banii fraierilor de moldoveni. Asta e, prieteni, hoțul de Filat, golanul, vagabondul ăsta care a trebuit să se întoarcă la penitenciarul 13 pentru mulți ani de zile. Acolo e locul lui, și alu Sanda și alu Angela. Îi duce rizea pe toți acolo, nu mă las, prieteni, nu mă las. Vedeți? Asta trebuie întoarsă poporului moldovean, clădirea asta. Vine rizea la putere, anulăm toate actele aici. Da, prieteni, poate să mă dea în judecată până la mama lui Cedo. Totul se anulează. Banii care îi vin de aici din chirii îi dăm poporului moldovean. V-am spus eu, toți banii întorși, fiecare moldovean va fi despăgubit din cel om înapoi de la hoții ăștia care au nenorocit Republica Moldova și pe voi. Fiecare cetățean, nu dăm banii la buget, că toată lumea zice, hai domne, luăm banii, îi confiscăm, ducem la buget. De ce? Ca să nu știe moldovenii ce faceți voi la buget cu ei? Pe investiții, nu știu cine, unde vreți voi, guvernanții? Nu, tată, fiecare moldovean are dreptul pentru ce a suportat atâția ani de zile, să primească cât le revine la toți, nu știu, 500, 1000 de euro, 2000 de euro, vedem câte strângem de la golani ăștia, 10 sau 100 de milioane și împărțim la populația moldovenească și la cei din diasporă și fiecare îi revine o cotă parte. Așa face Rizea dreptate în Republica Moldova. Da, prieteni, ați văzut? Ați văzut? Ce vă spune Riza mereu? Mulțumesc tuturor pentru mesaje, vă mulțumesc din suflet, prieteni. La Manchester, mulțumesc, Vitalie, da. Mă propune ministrul de interne să fiu măcar un an, măcar șase luni, așa cum a spus partidul și cum a susținut inclusiv la alegerile parlamentare, public, Vladimir Dachi, pentru că dacă vrem să facem curățenie în țara asta, să terminăm cu golanii ăștia, că mafia, ați înțeles, mafia e în instituțiile astea ale statului, Centrul Național Anticorupție, Ministerul de Interne, ele sunt împânzite, Procuratura Generală, cum va demonstra Riza cu golanii ăștia, Procurorul General Stoianoglu și adjunctul lui, țăranul ăla de la Milești Mici Popov, caracuienii și toți nenorociți ăștia care v-au făcut dosare penale la comandă și luau bani să închidă altele. Zeci de mii de euro pe lună în buzunarul lor, prieteni. Incredibil, nu? Prieteni, dar unde a mai fost Rizesc? Că vreau să vi-l devoalez pe șmecherul ăsta de Filat. Că el stă tăcut. Ați văzut Mariana arată ăia? Păi ce faceți, mă? Nu faceți nicio anchetă. L-au dat ăștia în sentința aia în care l-au eliberat. A zis că trebuie să întoarcă miliardul furat. Păi ce faci, mă, Filat? N-are bani? Păi, mă, procurorilor, eu vă arăt toate aseturile lui. Toate bunurile, ca să ne înțelegem pe limbajul popular. Tot ceea ce are golanul ăsta. Care pe numele lui aia, lui fosta nevastă, păi faceți, bă, confiscare extinsă? Păi ce facem, stimați parlamentari de la PAS? Nu facem confiscarea extinsă? Nu introducem legea asta să și producă efecte? Pentru că toți golanii ăștia de care Rizea vorbește zi de zi și vine cu probe, cu filmări, cu dovezi,
cu tot ceea ce au ei, penthouse-uri, procurori, toată viața bugetară la stat, cu construcții de sticlă în centrul Chișinăului de zeci de milioane de euro, cu o groază de apartamente, cu conturi în străinătate, riza vii devoalează. Păi hai să facem confiscare extinsă pe golani ăștia, ei toți și-au pus aceste bunuri pe numele, pe numele unor rude. Toată lumea și-a pus bunurile pe alte persoane, normal că au interpuși. Păi ce e vreunul tâmpit, caracuian sau ăia să pună pe numele lor? Popov dobitocul ăla și-a pus pe numele lui Tasu și al lui Socrâsu. Ați înțeles? Și la aia trebuie să le luăm tot. Păi ce facem? Legea confiscării extinse. Da, îi luăm pe aia și vedem. Ia ziceți-mă, de unde ați câștigat voi, mă, să aveți astea? Fă-mi și mie să-mi văd și eu că ai justificat de unde ai avut tu bani să investești, să faci clădiri de sticlă, să-ți iei magazine, să-ți iei penthouse-uri și toate alea. Dacă au justificări, da. Dar dacă n-au, mă întreb eu. Totul luat și întors către popor, asta facem. Da, mă, Ana, știe. Ai să râzi, știe, da. Crede-mă. Atlas, da, da, ei visează la confiscare extinsă să vină după noi cei de rând. Păi știu, așa e, cum făceau golaniștea de la fiș și încă mai fac, vă povestesc eu că am văzut că v-a plăcut video ăla. Da, femeia e directoare. Vedeta aia porno de v-am dat-o eu pe Telegram cu filmulețele porno, da, încă e directoare la fisc, la centru. O găsiți acolo, mergeți pe Armenească, colț cu Varlam și întrebați de ea, nu v-am zis eu ieri cum să faceți, faceți prin screen după videourile lui Rizea pe care vi le-a pus pe Telegram, da, alea indecente, și faceți prin screen, pac, și vă duceți când vă cere ea la intrare la serviciul fiscal de stat, la ea la clădire, vrem codul QR, ia uite mă codul QR, a, înțeles, și o ales pe ea în exercițiu funcțiunii. Când cântă la saxofon. Să vedeți ce vă dau ea drumul, nu vă mai trebuie nici vaccin. Mm-hmm. Da, Daniel, sechestru pe fostele proprietăți ale lui Plahoniu, pe care, cum ar fi Hotelul Nobil. Păi au pus sechestru ca să-l protejeze, Daniel. General Media Group încă lucrează și aduce profit. Unde se duce profitul? Păi unde să se ducă? În buzunarele proxenetului Plahoniuc. Da, dar prieten, cum mi-a spus mie Cebotarii la întâlnirea aia înainte să mă aresteze golanii ăștia. Nu mi-a zis el și cu Gabureac, infractorul ăla lui Plahoniuc? Ai, domne, că noi am... ți-a pus sechestru pe astea lui Vlad ca să îi le protejeze de creditori ca tine. Ați înțeles? Adică să nu-mi dea mie ăia 50 de milioane de euro care are să-mi dea pe creanțele alea hotărâri judecătorești definitive și irrevocabile. L-a pus pe Dodon Ardel Părizea, ea e cetățenia, găsește un motiv, nu contează dacă nu e adevărat, să scăpăm de ăsta. A, uite bă că n-a scăpat de Rizea. Și o să vă dea Rizea pe toți, o să vă ia Rizea pe toți să vă lege. Hai să vezi, uite, buturuga mică răstoarnă carul mare Plahoniuc. Ca să înțelegi, unde ești tu acum și te uiți la emisiunea lui Rizea, că știu că ești fan. Așa mi-a zis parașutele tale pe care nu le-ai mai finanțat pe aici, așa au spus. Că te uiți la emisiunea mea în fiecare seară să vezi ce dezvăluiri mai fac, hă? O să zic eu de toate, că ți-am devolat. Hai că începem acum și cu toate. Mulțumesc Ion Bogdan, mulțumesc mult pentru mesaj. Pro-rus sau pro-european? Sunt un om echilibrat din punct de vedere politic, referitor la politica externă pe care Republica Moldova ar trebui să o facă. V-am zis, trebuie să avem o relație bună și cu rușii, și cu Uniunea Europeană și cu americanii. Să nu ne vindem nimănui, să rămânem independenți, să rămânem suverani și să ne ridicăm pe picioarele noastre. Asta vrea Rizea când vă spune că dacă ajunge la guvernare, facem o zonă liberă. Facem cazinouri aici, că n-avem mare, n-avem munte, atragem și noi turiștii cu ceva și dăm, legalizăm prostituția. Păi da, ne gândim poate și cu cannabisul, că am văzut că mulți mă întrebați. Atunci putem face și asta. Da, ca în Olanda, care e problema? Ne sare lumea în cap să ne sară, bă, fraților, vreți să aveți o creștere economică în țara asta, să simțiți la buzunar, nu așa pe vorbe, pe declarații făcute de politicieni. Nu, tată, în buzunar să simțiți. Să aveți și voi salarii ca europenii. Păi ce, noi suntem mai proști ca ei? 30 de ani de independență și pentru ce, nu? Păi, trebuie să se schimbe ceva și în țara asta, prieteni. Nu mai putem trăi în metehnele comunismului, al Voronin și al celor de acum 25 de ani. Prieteni, hai să vă mai arăt ce mai are golanul ăsta de filat. O să vă mai arăt două filmulețe acum, să vedeți ce are. Da, prieteni, de ce tace filat? Și nu vorbește, să facă el dezvăluiri în fața poporului care l-a susținut să ajungă prim-ministru pe derbedeul ăsta. Uitați aici adevărul pe care îl spune Rizea și pe care nimeni nu vi-l spune. Bună ziua, stimați cetățenii Republicii Moldova!
Ia uitați unde sunt. La Sângera. Vedeți aici în spatele meu? Ce întindere frumoasă. Furată din patrimoniul statului. A fost fabrică de carton pe vremuri, pe vremea Uniunii Sovietice. S-a făcut atunci lucrătorii de la fabrica de carton, s-a făcut și un orășel aici, Dobrugea, în rusă, Dobrogea, unde stăteau oamenii care lucrau la fabrica de carton, care se întinde pe câteva sute de hectare. Ia uitați, l-au văzut părinții, se închide poarta de frică. Ia uitați pe gardierii care păzesc aici, pe golani ăștia. Ia uitați, l-au văzut părinții, au închis poarta. Prieteni, stimați cetățeni ai Republicii Moldova, că mă adresez tuturor și celor din diaspora, această firmă Balkan Pharmaceuticals, am aflat, prieteni, ei sunt numărul unu în anabolizante, în contrabanda de anabolizante, produsele care ajung în Europa, în Statele Unite. Da, prieteni, și se câștigă zeci de milioane de euro. Așa cum v-am arătat, fabricuța de la Sociteni, care e pe locul 2, vă face rizea topua al fabricilor care produc anabolizante sub diferite paravane. Cei de la Sociteni cu vitamine pentru animale, ia uitați Mercedes-urile. A, uitați ce barosăneală aici, ce totul nou, totul făcut, milioane, milioane de euro investiți pe terenul statului. Ăia de la Sociteni și-au pus paravan vitamine pentru animale. Ia uitați ce mașină. Balkan Pharmaceuticals. Ăștia, mai șmecheri, au companie farmaceutică. Ăsta-i paravanul lor. Păi nu vedeți și aici, camere video, steaguri. Ei exportă medicamente în Europa. Pântre ele bagă pastilele de anabolizante. Aici, în Moldova, vând, prin farmaciile Orient, vă spune Rizea totul, că Rizea știe. Asta e diferent. A aflat Rizea. Cine este proprietarul din spatele acestei companii profitabile? O să mă întrebați și cred că vă întrebați, prieteni, da? Ia uitați, prieteni, Balkan Pharmaceuticals. Mamă, mamă, cât se întinde aici și a făcut și drum și a făcut tot. Ia uitați-i pe ăștia. Au închis gardienii poarta că l-au văzut pe Rizea. Ia uitați. Vedeți? Ia uitați ce depozite, totul nou în inox. Bani mulți aici, prieteni, investiție mare. Pentru că dacă-s bani furați, știți cum e, investești fără număr, nu mai contează. Ia uitați, sediu. Sediu de firmă, zici că ești în Europa, în Germania. Ce nume și-au tras golani ăștia. Când intri, când sun la ei, mamă, și în robot, în engleză, în rusă, în ce vrei. Mamă, oamenii sunt profesioniști. Ați înțeles? Mafioți cu acte în regulă. Prieteni, această companie, să nu vă mai țin pe jar, aparține de fapt lui Vlad Filat. Golanul care v-a furat Moldova alături de Plahoniuc, de Șor și de Platon. Terenurile de sute de hectare din spatele acestei companii farmaceutice au fost furate din patrimoniul statului printr-un atac raider de către golanul numărul 1 și specialist în așa ceva, Veaceslav la Platon. După ele au fost împărțite și sparte în mai multe societăți. O parte din ele au fost luate de Vlad Filat, cadou, pentru că l-a lăsat pe Platon să fure totul. Omul și-a luat terenul free și a făcut o investiție aici din banii pe care vi-a furat tot de la voi, cetățenii Republicii Moldova. Iar acum, dacă există procuratură, dacă există poliție, dacă există ce țara asta, care să verifice ceea ce Rizea vă spune, trebuie date la analize toate produsele de aici, pentru că ei au totul aranjat. Ei știu unde se fac verificările la Chișinău. Ei știu pe toți medicii. Sunt vreo 2-3 medici care să poată să dea ok să verifice substanțele folosite aici și să confirme că de fapt se fac anabolizante. Așa cum și ăia de la Sociteni, Golani, ăia, Dima Sergheviș cu Țuțu, și am înțeles că era și Damir băgat acolo, nu se putea nimic în țara asta fura fără să fie și Damir băgat. Ăia și ăia aveau blatul cu medici ăștia de aici din Chișinău, că e un laborator care expertizează asta. Vă dați seama că ăștia la poliție și procuratură n-au ei specialiști. Și astea trebuie date undeva într-o țară a Uniunii Europene, la un laborator străin, dacă vrem să ni se confirme pe bune rezultatul și nu să fie falsificat, așa cum fac ăștia aici. Ei au totul aranjat, prieteni, și-au pus și cazul, că vine cineva
se fac presiuni și ajung cu alea la analiză, trebuie să iasă perfect. Totul e cumpărat, toată lumea aranjată, tot mecanismul acestui sistem mafiot care și-a bătut joc de Moldova și de cetățenii ei. Vedeți, prieteni, Balkan Pharmaceuticals, firma paravan a lui Vlad Filat, prin care acesta face contrabandă cu anabolizantă în Europa și Statele Unite. Hai să vedem, o să scriu și la Interpol, o să scriu la toate organismele internaționale ale poliției, pentru că e o problemă la nivel internațional. Această contrabandă cu anabolizante, se fac întâlniri, se fac reuniuni între miniștrii de interne ai diferitelor țări europene și toți își pun problema să stopeze această contrabandă. Le arată rize. Care este adevărul? Pe curând, prieteni! Da, prieteni, și a mai fost o filmare, vreau să vedeți și partea a doua, ca să înțelegeți, de fapt, cum Vlad Filat tace și face 10 milioane de euro, ați înțeles? De-aia tace el și nu mai spune nimic de cei care l-au băgat în pușcărie, pentru că a fost părtaș cu ei la hoțiile care s-au întâmplat în Moldova. A fost complicele lor atunci când v-au băgat mâna în buzunar și v-au sărăcit și v-au amaneta viitorul, prieteni. Asta a făcut acest golan. O să vă rog pe colegii din regie să dea și partea a doua de la același obiectiv al lui Vlad Filat, ascuns ochilor opiniei publice. Înțelegeți, prieteni, și ca să înțelegeți, da, asta este, ia uita, și din profil. Avem o filmare din profil a acestei fabrici, a acestui golan, a acestui mafiot, a acestui nenorocit, care v-a furat și și-a bătut joc și v-a umilit pe voi, cetățenii Republicii Moldova. Balkan Pharmaceuticals, ia uitați, Vlad Filat, ăsta e Vlad Filat. Contrabandă cu anabolizante, este numărul 1. Da, și atunci fac o rectificare și încerc scuze față de dumneavoastră urmăritorii mei. Dima Sergevici, Țuțule, Damir, voi sunteți pe locul 2, tată. V-am făcut prea mari. Așa se întâmplă cu ăștia care vor să fie supraestimați. A, uite, Filat e tăticul vostru pe contrabandă. A stat el în pușcărie, atunci ați luat loc o singură perioadă și ați făcut voi contrabandă, ați trecut pe locul 1 în clasament. Dar acum a venit ăsta și a revenit, tace. Nu-i așa, mă, Filat? Păi cât mai taci, mă, câți ani au trecut? Ai spus tu că vorbești tu. Când va vorbi Filat, va exploda politica din Moldova. Vă aduceți aminte, prieten, de la tribuna Parlamentului? Păi ce faci, mă, nu-ți respecti cuvântul față de moldoveni? Cât mai taci, mă, nenorocitule, mă? Zi-mă, panoramă de om ce ești, ți-ai văzut milioanele și speli banii aici furați de la moldoveni. Te-ai ajuns mare, mare miliardar, ce milionar. Vagabondul dracului care spui că trăiești cu mașină împrumutată și cu plătești chirie. Al dracu de golan. Cât ne mai păcălești, mă, tu pe noi? Păi tu crezi că moldovenii mai sunt proștii tăi, mă, și alu Plahodniuc, și alu Platon, și alu Șor, mă? Golanii ăștia care ați făcut voi toate cărțile, ați împărțit voi soarta moldovenilor. Și i-ați făcut pe unii de disperare să plece din țară. Îi aduce Rizea înapoi pe toți și vă ia cap golanilor. Da, da, țineți minte ce vă zice Rizea. Da, prieteni. Numai așa putem face curățenie, odată pentru totdeauna în Republica Moldova. Fabrica asta se va confisca și asta. Da, Filat, uită-te bine la mine. Uită-te bine la mine. Se confiscă, se vinde unei companii de afară care vrea să facă medicamente pe bune, nu anabolizante, da? Nu pentru contrabandă. Da? Iar banii revin poporului, așa cum am spus. Nu se duc la buget. Țara merge în continuare pe bugetul previzionat an de an. Da? Așa cum se construiește un buget al unui stat. Da? Iar ăștia sunt surplus. Ce ați furat voi golanilor, iar Rizea înapoi totul. Face licitație internațională cu facilități. Toți banii transparenti intră, se despăgubește fiecare moldovean. A, da, 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 fiecare cetățean al Republicii Moldova. Bineînțeles că nu voi golanilor. Pe voi nu o să vă despăgubească decât la 13 Rize. Acolo vă despăgubesc eu. Voi primiți un bonus la penitenciarul 13. Da, prieteni. O zi frumoasă tuturor și ne revedem în emisiunea din această seară, așa cum știți, de la orele 20 p
pe YouTube spovedania lui Rise. Da, prieteni, asta este crunta realitate, din păcate. Mulțumesc tuturor pentru mesaje, mulțumesc celor care au intrat mai târziu. Da, îi salut pe toți. Pe David, pe Mircea Spirache. Păi salut, mă, Mircea, păi tu ce crezi, mă? Așa după tine. Tu ce zici? Care-i părerea ta? A? Ade, da, așa este cu anabolizantele. Sunt introduse în circuitul alimentar fără ca oamenii să știe. Da, așa este. Vadim, Valerio, corect. Păi ce țară mă să mai fie mai coruptă ca Moldova? Că te uiți și știi unde îți dai seama? Un indicator foarte corect este indicatorul condamnărilor de la CEDO pe care le primește Republica Moldova. Suntem pe locul 2 în Europa. Pe locul 2, nu, cred că am luat primul loc acum. Asta ce spune? Spune ceea ce vă zice Riza seară de seară despre sistemul mafiot din justiție. Asta vă spun. Și asta demonstrează. Asta vine ca o certificare a celor spuse de mine în fața voastră. Da, prieteni. Mulțumesc, Vladimir, pentru că și tu confirmi că ceea ce am dezvăluit astăzi cu această fabrică de medicamente, Balkan Pharmaceuticals, este, de fapt, proprietatea lui Vlad Filat. Da, indiferent că ea apare pe alte nume, că știm, golanii ăștia numai așa au procedat. Ei, dacă te uiți, sunt sărași lipiți. Ei, cum spun, cum face Filat când l-a întrebat presa? Are o mașină împrumutată, plătește chirie pe casă. Și ați văzut ce casă are. Casă de 5-6 mii de euro pe lună, cu servitori și cu tot. Că va filma Riza, ați văzut. V-am dat-o. Ciocârliei numărul 7/4. Mulțumesc, Eli, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc, Valerio. Domnul Riza a mai subliniat odată, vă vrem ministru de interne. Bă, asta depinde doar de voi și de votul vostru, să știți, prieteni. Pentru că în momentul ăla, dacă ajungem, va fi vai și amar la guvernare, eu, Vladimir Dachi și partidul politic pe care eu îl reprezint aici în Moldova, partidul politic Noi, va fi prăpăt pentru golanii ăștia, pentru bandiții ăștia. Vă spun eu, o să plece să-și lase toate proprietățile aici, numai să scape de pușcărie. O să vedeți ce facem. Facem curățenie, facem istorie în Moldova. V-am zis eu, nu s-a găsit unul până acum. Până la Riza, să ia sabia aia lui Ștefan cel Mare, de acolo, din Parcul Central, de lângă guvern de acolo. Dar o să ia Riza și o să le ia capul la golani. Da, prieteni. Mulțumesc, mulțumesc, Iulia, și eu doresc să fiți ministru de interne. Mulțumesc. Da, mă, s-au întors. Da, mă, Larisa, mă, dar îți place trabucul meu? A? Ia-ți-mă, Larisa, vrei să-ți dau trabucul? A? Îmi spui dacă vrei. Bună seara, bună seara, Aurica, bună seara. Mulțumesc, Adrian, mulțumesc ce îmi spui și că rămâi fanul meu, indiferent, da. Pentru că eu cred că sinceritatea e elementul cheie în relația politician-electorat, să știi. Prea mulți ani. Și noi, atunci când eram în România, eu, alături de cei de la PSD, am mințit foarte mult oamenii. De-aia m-am spovedit în fața românilor, de-aia am scris acea carte spovedania lui Rizea, pentru că am vrut să arăt public, în momentul în care mie mi s-a fabricat ceva, mi s-a inventat ceva, am vrut să arăt toată mizeria protejată de mafia de la DNA, de toate instituțiile statului, servicii secrete, acel sistem ocult din care recunosc, am spus-o public, am făcut parte. Și o să vă povestesc odată cum am fost eu racolat în structurile serviciilor secrete din România. Chiar o să vă povestesc, nu știu dacă o să avem timp în seara asta, poate avem, dar avem atât de multe, îi rog pe cei de la fisc să fie pe recepție, pentru că Sergiu Pușcuță îți dă Rizea niște lovituri una după alta. Va fi vai de capul tău. Te țin într-un meci, te fac groghi, pentru că până la urmă o să fii knockout când vor veni cătușele la tine, Pușcuț. Ce ți-a zis Rizea seara? Mi-a șoptit o vrăbiuță aici. Aud zângănit de cătușe pentru tine. Atunci o să fii tu knockout.
Knockout-ul pe care ți-l va aplica doar Rize. Pentru că tu știi asta. De-aia ți-ai și dat demisia vinerea trecută după dezvăluirile mele zguduitoare. Când ai înțeles mesajul subliminal pe care eu l-am transmis cu acele dezvăluiri. Marți seara, miercuri seara și joi seara. Iar vineri, tu la ora 10 îți scrieai demisia. Căutai o foaie a 4 să-ți scrie. Am știut și momentul când cauți hârtia, nenorocitule, să-ți scrii tu demisia. Dar mai avem câteva subiecte importante până atunci, până ajungem la golanul ăsta, la banditul ăsta, la amantul Zinaidei Greceani, cel care îi făcea cunilingus lui Zina Carabina sub la pumă. Da, prieten. Ăsta, pușcuță și cu burduja, se băteau care să dea mai repede. Da, prieten, ăsta e. Ce părere am, Daniel, până acum de activitatea Ministrului Sănătății? Eu cred că miniștrii ar trebui să meargă mai mult pe teren, părerea mea. Pentru că eu ți-o spun că am fost în guverne, am fost, știu ce înseamnă, cu ce se mănâncă administrația centrală. Omul trebuie să meargă acolo, pe teren, să vadă exact situația. Problemele care există cu spitalele, cu dispensarele, cu policlinicile, să vadă acolo, nu să stea în birou să facă reformele din birou, prieteni. Nu așa se conduce o țară, da? Depinde de experiența pe care o are fiecare. De aceea v-am spus că foarte curând doamna Maia Sandu va schimba garnitura asta guvernamentală pentru că ea trebuie primenită. Trece iarna, problema cu gazul s-a rezolvat oarecum, să spunem. Germania a fost cea care a decis sprijin pentru Moldova din partea Rusiei. Asta e. Și v-am zis, cine va fi și prim-ministru în primăvară. O să vedeți dacă ce vă spune Riza e adevărat. N-am nimic cu doamna Gavriliță, e plină de intenții bune. Problema e că n-are oameni. Sunt câțiva acolo care, într-adevăr, sunt capabili, dar mai jos, eu vorbesc de eșalonul 2, 3. Bă, fraților, dacă n-au oameni și dacă nu știu ăștia care au venit miniștrii, că unii n-au experiență, au venit direct pe poziția asta. Când vii așa, te mănâncă băieții aia. Știți cum? Te fac sandwich. Mamă, te fac... Gata, te-au împachetat. Vine cu rapoarte, vine cu aia, da, șeful, facem șeful. Și când trântesc ușa de la ministru, zic, lasă-mă, la mar și pe ăsta. L-am făcut și pe fraierul ăsta. A, ce știe el. A, halește tot ce-i dăm noi. Ați înțeles? Așa gândesc. Că Rizea știe că a trecut până astea și le cunoaște. Da, prieteni. Da, Veaceslav, așa e. E nevoie de o scânteie. Multe sunt de făcut, prieteni. Ce, nu-ți plac, Alexandru, pantofii mei de crocodil? Păi ce să faci, mă, tată? Așa am fost obișnuit. O să-i dau o pereche și lui ăla, dar mie să nu-i mănânce costiucă ăla. O să nu mănânce pantofii pe el. Dacă îi lasă noaptea sub pat, ăia se trezesc și încep să miște. Și cum doarme costiuc, hop, sar la gât. Mai mă trezesc și acuzat de crimă. Ați nebunit? Premeditat? Doar că i-am dat o pereche de sandale sau de pantofi de crocodil. Da, mulțumesc, Daniel. Păi ministrul de interne ar putea să vă pună pe dumneavoastră. Păi, Daniel, eu am spus 6 luni de zile, a spus și domnul Dachi. A adresat public această solicitare doamnei Maia Sandu. Da, ține 6 luni de zile Ministerul Afacerilor Interne, 9, Partidului Politic Noi. Și o să vedeți ce se întâmplă. Dar ne dați mână liber. Nu așa, nu-l face pe ăla, nu-l lua pe ăla, lasă-l pe Filat, lasă-l pe... Nu. Tăiem tot. Facem ce vrea poporul. Și dacă nu vă întorc eu în 6 luni de zile bani, cât nici nu v-ați imaginat, să nu mai spuneți mie pe nume. Da, prieten, că știe Rizea unde să umble. Știe Rizea cum să ia pe ăștia. Îi duce la 13 în secunda, 2 se dau toți în primire. În ori stai un an pe preventiv și le mai vin dosare și alea, și alea, și alea. Mamă, ce încep tot să dea din ei. Și să vedeți. Avem, le știm și lista proprietăților, pe ce rude, pe ce alea, mamă, se face o licitație, știți cum e, publică, transparență totală, le vindem toate achizițiile lor imobiliare, ai de capul lor. Da, prieten, așa este. Iptech a fost privatizat cu 4,9 da, milioane de lei, Corado, lei moldovenești, da, cum a fost privatizată pe nimic și... Air Moldova. Mai știi cum s-au dus cu geanta cu bani noaptea? Hai mă, ce naiba. Și au luat
de banii aia, numai o elice făcea banii aia din avioanele care erau în patrimoniul lui Air Moldova. Ați înțeles? Obadalista, Rize atunci. Și golanul ăla de Vladimir Cebotari, care a ajuns mare proprietar de companie low cost Fly One. Vagabondul ăsta l-ați văzut? Vi l-a dat Rize acum câteva zile când conduce el Porsche Panamera ca un aristocrat, bă, de la Londra, cu mănuși de piele și lasă mănușile tacticos acolo lângă volan, pe cotieră, se duce la Sarkis să-și bea ceaiul, cu să se întâlnească cu mafioții. Cu al de perciun, cu gaburea, cu toate scursurile astea ale societății. Stai că ne ocupăm și de firara, ai dracu, că n-am mai avut timp, dar mă ocup perciun. Stai că vezi tu ce se întâmplă cu terasa ta imediat. Atenție mare, ce bani și cu Brânzaniuc, cei care îl protejează pe golanul ăsta de perciun. Vedeți voi imediat ce se întâmplă. Se spune că unii miniștri vor să demisioneze deoarece nu le reușește să schimbe ceva și în loc vor veni alții cu experiența din trecut de pe timpul lui Filat. Cunoașteți ceva? Băi, mă, prieten, tot așa acreditați un ideea. Salut, salut, Ilietă, salut și eu. Bună seara, Valentin. Bună seara, salut și eu, diaspora din Elveția, de Jizdan. Cel mai, unul din cei mai mari golani al lui Plahoniuc și el și pânzarii. Au ajuns și asociați la compania de Peco, T-Rex. Alexandru, Rizea, vom trăi bine dacă vii la conducere. Bă, fraților, păi sunt ultima șansă. Eu fac ceea ce vreți voi, prieteni. Eu ceea ce spun și fac. Asta e, vrei să faci ca Sakașvili. Da, prieteni. Vreau să fac încă și mai mult de cum a făcut Sakașvili. Exact, aia este gândirea, strategia, dacă vrei, care s-a aplicat în Georgia. Și ai văzut că a fost o reformă din temelie acolo. Da. Cât costă acel Porsche de 20.000 al lui Cebotari în declarație, apare la 20.000? Păi cât să coste, Alexandru? Porsche Panamera, GTS, nu l-ai văzut cum arată? Și hibrid, 120.000, Alexandru. Ca să vezi ce evaziune fiscală fac golani ești. Nu îți mai spun că n-au plătit niciunul vamă. Că zic, domnule, am luat mașina, ei și aduc mașini noi, le trec aia în acte că e puțin lovită, că nu știu că e second. Ați înțeles cum fac golani ăștia? Nu ca Rizea care a venit și a băgat mașina pe bune. A plătit ca prostul tot. Și 2% taxă de lux și tot ce vreți voi. Fără nicio combinație. Nu mi-a zis și mie aici ce fucăt. Nu vreau bă nimic. Plătesc tot ce e și gata. Nu-mi dați mie, mă aveți voi pe mine la mână că mi-ați făcut, că am dat și pagă. Nu, tată, eu vreau pe bune. Ați înțeles? Rizea dacă îi plătește și asta e dacă vrea. Dacă nu, nu, și gata. Cum v-ați dat seama că Iptec n-a fost? Hai mă, Corado, păi avem mă informații, mă, mi-a venit o notă informativă în seara asta cu vagabondul ăsta de pușcuță, că nu-l las până, nu-l văd în zeghe, nu-l las pe golanul ăsta, pușcuță, Rizei, coșmarul tău. Ține minte ce spune penalul Rize, în coșmarul tău, nenorocitule care ai omorât lumea, ai distrus firmele, le-ai băgat în insolvență, în faliment, le-ai luat banii la toți, le-ai blocat conturile și tu îți umpleai buzunarele de la marii contribuabili. Dai că-ți dă Rizea tot, ia uite acolo, e notă de 3 pagini, că mai sunt și patrioți pe aici care lucrează în structurile astea informative. Stai liniștit, nu sunt toți chiar corupți. Bă, mai sunt, mai e o speranță în Moldova să facem ceva, da? Să schimbăm Moldova în bine. Ce dracu, numai cu golani ăștia? Salutare, salutare Rizea de la Petru, te salut Mihaiță și eu și pe Petru. De Udrea vorbim și de Nuții, când vreți voi. Nuții trece și apun momente grele, o cunosc bine pe ele. Prieten vechi, da? Scoate panoramele afară, da, tată, le scoatem pe toate, stai liniștit. Te-a plăcut video cu Brânzaniuc? Băi, mă, Victore, mă, păi cum, mă, Rizea vine cu probe, mă, tată, mă, vine cu probe, păi nu știți că eu, aici ai pe dovezi, aici e pe dovezi, nu-i pe vrăjeală, nu-i pe vorbe, nu-i pe nimic. Da, Valerio, de s-ar confisca toate bunurile și averile acaparate în Republica Moldova, va deveni o țară de negă. Așa e, tată. Salut din Bender, te salut, Sergiu, și eu, te salut. Știți bine că nu, cum să nu putem, n-ai înțeles, Mariuse? Proces, poate să dureze mama lui Cedo, să facă ăștia plângeri, să zică Europa, nu mai, domne, nu mai ne retragem și ambasadă, bă, retrageți ce vreți, bă, Rizea face ordine cu toate riscurile, da, mi-asum eu procesele, mi-asum eu pentru poporul moldovean, că v-am zis, singura mea ambiție, nu mai vreau nimic, am fost la nivel, cunosc totul, cu ce să mai, să fur eu de la voi, când eu vedeți în ce, cum sunt. Ăsta sunt eu, dar am o ambiție și un orgoliu.
să le demonstrez celor din România care mi-au fabricat dosarul că Riza reușește și să fac ordine în Moldova, cu orice risc. Mi-a asum eu toate chemările lor în judecată. Pe la CEDO, pe la mama lui CEDO, pe unde vreți voi, prieteni. No, păi nu, cu golanii nu merge. Naționalizat, tati. Aici trebuie cu naționalizare. Da, da. Mergem pe variantele alea, gen Fidel Castro. Păi n-ai cum altfel. Altfel cum să se ridice țara? Cum au făcut aia până America de Sud. Dar după aia unii au deraiat. Da, tata, le luăm mau, dăm prima. Nu e nicio utopie, tată, că nu mai țin cont de nimic. Numai așa se face bine țara asta. Crede-mă, Marius, cum au procedat ei cu voi. Cum făcea Damir, îi băga la pușcărie, bam, bam, că aia care aveau bani, după aia tot el le dădea semnalul, dom'le, hai că te ajut eu, mamă, ce ți-au făcut golanii ăștia. Dă-mi tu 250.000 de euro și te pun pe arest la domiciliu. Ați înțeles? Cheme de-astea. Numai așa au făcut bani. Aoleu, ce așteaptă pe golanii ăștia dacă vine Rizea? Hai mă, că acum vrei și cu Nuți, îți dau un video de la ziua ei, vrei? Unde am fost acolo, am fost și Băsescu, povestiri frumoase cu Elena. Dar ai văzut ce frumos a vorbit Elena de cartea mea, prieteni? Intrați pe YouTube să vedeți. Mi-a confirmat, a confirmat că toate dezvăluirile mele sunt adevărate, ca și Traian Băsescu. Mai mult pe Traian Băsescu, care a fost un președinte șmecher, că i-a călărit pe ăștia de la sistem. Mai puțin ultimii 2 ani de mandat, din al doilea, și a spus, uitați-vă pe YouTube că e declarație, găsiți aici pe spovedania lui Riz. Ce a zis Traian Băsescu? Suntem acolo în imagini, eu într-o parte, Băsescu în cealaltă parte. Ce a zis? M-a ajutat, e fan spovedania lui Riz, ați văzut ca și voi, mă urmărește. Ce a zis? Domnule, spovedania lui Riz m-a ajutat să închid anumite padăluri, ați înțeles, pe care doar le bănuiam. Dar ele mi se confirmă acum. Păi dacă am ajuns eu să știu mai multe decât un președinte care a fost 10 ani în România. A? Cum e asta, prieten? O să-i confirm. Mulțumesc, Piotră. Mulțumesc pentru mesaj, pentru complimente. Și vă mulțumesc tuturor, prieten. Vă mulțumesc. Ce mai face Năstase? Ce? Care Năstase, Ostapciuc? Care? La care te referi? Ce părere aveți de... Ce să fac, mă, tată? Nu ți-am zis că au deraiat în lupta cu corupția? Ei au zis, lupta cu corupția e foarte bună, pentru dacă e făcută corect. Dar știți cum e? Găsești, normal, 100 de politicieni corupți, dar atunci mai intervine și reglarea de conturi. Și când dai la public circ și pâine și sânge, circ și pâine, că până la urmă le dai sânge, ei vor să vadă sânge pe pereți, cu ghilimele de rigoare, că nu stăm să-i împușcăm la zid. Atunci mai ba și câțiva, umplutură, 5-10, care ai tu reglare de conturi, pentru că lumea și ceva zice mulțimea. Bă, să spun, unde a fost 100, mai intră 10, 2. Băi, dragă, e politician, e corupt, 100%, nu mai stă nimeni să te uite. Stai, bă, că nu e așa, că nu mai, dom'le, bagă-i acolo pe toți. Asta a fost lupta anticorupție în România. O reglare de interese, de reglare de conturi, între niște sisteme ca la mafie. Ca la mafie, clanul procurorului, cu ăia de la SRI, cu... Asta a fost. Dar, prieteni, uite, apropo de asta, golanii ăștia, știți ce merită de la Rizea? Că am stat mult să mă gândesc și m-am uitat puțin prin ceea ce înseamnă drept, jurisdicție, pe Statele Unite, în anumite state de acolo. Că știți, fiecare are, dacă vreți, ca un guvern al lor, nu guvern, se guvernează după legile lor. Acelui guvernator e un guvernator, dar au anumite legi care diferă de la stat la stat. Nu, ele nu sunt unitare pe întreg teritoriul Statelor Unite. Păi, fraților, ăștia ar merita să introducem aici pedeapsa cu moartea. Da, prieteni, mă gândesc foarte serios. Pentru ăștia, seringa și direct acolo sus, acolo unde au vrut ei să ne privească din private jeturi, să se uite la pulimea de aici pe care i-au furat, după ce Angela Gonța, când îi făcea ăla cunilingus filat în avionul ușor, când plecau la Nisa, cum făcea Plahoniuc, Șor, Platon, numai Barosani, Dodon, ăștia, tată, legea marțială. Da, prieteni, le luăm pe ăștia, merită să băgăm, pentru că au nenorocit o țară. Asta înseamnă atentat la siguranța națională, genocid. Dacă îi bagi la genocid, e ca la crimă, prieten, asta se pedepsește cu moartea oriunde, în orice țară din lume. Da? Asta ce au făcut ei, genocid. Genocid economic, genocid social.
Asta au făcut ei aici, în Republica Moldova. Și trebuie să băgăm legea marțială pentru golanii ăștia. Uitați-vă bine la mine. Asta vă face rise. M-am gândit bine. Hai mă, lasă-mă și cu Cherecheș ăla, că îl știu bine, mă, iade, mă. Îl cunosc dacă n-aș cunoaște Marfa. Se laudă și ăla, că-i cam moare la intrare, spune Rizea că îl cunoaște bine. Mă crezi? Bă, acel așa, pă... Dacă nu l-aș cunoaște, hai. Povesti mai multe de-l când vrei tu, Andrei. De ne-ai un instrument politic de șantaj de la bun început, ce dracu să te-n copii. Așa e, băi, Andrei. Mă bucur că, iată, mai sunt și urmăritori care confirmă ceea ce eu vă spun. Bună seara, Victor. Da, ne puteți spune ceva despre Dana Ivanovici Șoșoacă, Diana Ivanovici Șoșoacă? Mă, nu cunosc, am văzut-o că se bate acolo. Bă, bravo ei, mie îmi plac oamenii ăștia independenți, politicienii ăștia, care merg pe sabia lor, cu tupeu și curaj. Bă, mie îmi plac, uite, vedeți? Bravo ei, până la urmă, domne, are sânge în instalație. Pentru o femeie e mare lucru, să știți. A, Șoșoacă al proiect al Moscovei. Bă, nu știu acum, Via Cosmingu. Bă, o să-l sun pe Cosmin să-l întreb. Uite, n-am vorbit cu el de atâta timp. V-am povestit și v-am dat cuvântul meu. De un an, de când am lansat carte. Că știți, că am zis și de el în carte și a recunoscut. Mi-a zis 90% din ce zice Rizea în carte e adevărat. Bă, m-a lăsat, paf. Adică a avut coloană vertebrală. Extraordinar, vă spun sincer. Da? Cum să facem pe Ilan Șor din Israel dacă ei nu-și extradează? Mă, prieteni. Hai mă, vreți să vă dau tot în seara asta? V-am zis, când v-am zis eu atunci, în campanie electorală eram la ProTV și m-am adresat lui Plahoniu. Găsiți pe internet, pe Google dați emisiunea mea de la ProTV și când i-am spus lui Plahoniu, că repet acum, că am mai spus-o în altă emisiune, bă, ce am zis? Dacă ajung ministru de interne, Plahoniu cu Șor vor fi în 30 de zile pe aeroport în Cătușe, la Chișinău. Da? Așa cum v-a spus Rizea. N-a spus de capul lui, n-a făcut declarații bombastice. Am recunoscut în fața voastră, e a treia oară când spun asta, că un serviciu secret din străinătate mi-a garantat asta. Că, să spun, de termenul ăsta de 30 de zile, în cazul în care ajung ministru afacerilor interne, da, prieten. Și i-am transmis lui Plahoniuc așa, în direct, live, că știam că se uită la dezbat. La cameră către el mesajul a fost. Uitați-vă pe Google și îl vedeți. O să punem aici într-o seară dacă vreți. Așa, să ne aducem aminte că moldovenii de obicei, din păcate, toate suferințele astea prin care au trecut abuzurile, domnule, le uită repede. Bă, fraților, le uitați prea repede, mă. Rizea vă deschide ochii. Voi treceți prea ușor pentru că ați avut mentalitatea asta preponderent din perioada comunistă și ați, mereu ați fost sub talpa cuiva. De-aia v-a fost frică să ieșiți, să vă cereți drepturile, de-aia v-a fost frică să, nu știu, să ieșiți, să le luați capul la ăștia, să ieșiți cu furcile la golani ăștia care v-au prăduit în continuu. Video cu Jdanov, vă roagă băieții din USA. Păi stați, bă, că vine acum la voi că a aplicat pentru Green Card, Constantine. Vă salut și eu pe toți. Da? Deci asta e tot. Ce să mai vine acolo la voi? Faceți voi video acolo. Faceți un Sarkis. Faceți o baie mai mare, că îi place în baie la Sarkis. Ați înțeles? Și faceți o baie frumos. Puneți un restaurant la Sarkis. Pa, că ai înțeles? Vine acolo direct. Știi cum? Ca magnetul. Mamă. Mamă, ce le mai place la baie la fetele? Acolo, sâmbătă, noaptea-i belea când vin procurorii și gaborii, adică polițiștii, prieteni, în limbajul neacademic al lui Rizea, da? Păi cu ce să-l aduc, bă, dacă nu ești ministru? Păi ce, băi, Tiber, păi dacă nu ești mă acolo, cum să le luăm mă capul la ăștia? Ce facem, facem un comando, devenim și noi interlopi, infractori? Păi ce facem? Nu trebuie să avem puterea legii? Cât de cât statutul legal pentru a interveni, pentru a coopera cu instituțiile omolog din străinătate, ca ministru de interne, ai o anumită relație. Nu vreau să spun mai multe. Dacă știi să uzezi de ele, ai alte conexiuni. Da? I-ați făcut? Nu i-am făcut, mă. Uite, asta nu i-am făcut lui Mădălina Ghenea. Înțelege, am fost cu ea în sembar, recunosc. Dar, da, nu știu de ce.
Nu? Nu, că nu obișnuiesc, prieten, eu. Sincer vă zic. Eu nu obișnuiesc asta. Nu știu, am așa, cu toate, că sunt un om deschis, dar open mind, cum spuneți voi. Dar și pentru mine sunt anumite bariere roșii, anumite linii roșii. Da. Păi, da, ce relație să am cu Maricel Păcuraru? E partenerul meu de la Realitatea TV din România, da, normal. E un om, credeți-mă, e un om cu mare caracter. V-aș dori în viață să cunoașteți oameni ca Maricel Păcuraru și Vladimir Dachi. Credeți-mă. Iar lui Maricel Păcuraru îi datorez multe, mai ales pe perioada asta, pentru că prietenii știți când se văd, când ești în suferință, dragii mei. Atunci când stai în pușcărie, când nu știi ce se întâmplă cu familia, când nu știi ce se întâmplă cu copilul, atunci ai nevoie de prieteni. Că așa vin toți când ești pe cai mari. Mamă, știți câți prieteni aveam eu când eram în politică la nivel înalt? Mamă, mamă, cum mi-a făcut aia dosarul și m-au tras pe dreapta din politică și n-am mai ajuns primar? Știți când mai sunau? 2-3. 2-3, numărai pe degetele de la o mână. Da, unul era un prieten de-al meu, Nelu, care a venit pe aici până la Chișinău. Unul era regretatul meu prieten, care a decedat ieri dimineață, de care v-am spus, Cezar Petrescu, da. Ăștia-s prieteni, oameni normali, oameni simpli, dar-s prieteni adevărați. Ăștia sunt și încă 1-2, Maricel Păcuraru și încă cineva. Ăștia au fost toți prieteni. Ca să înțelegeți clar. Da? Învăț limba rusă, îmi pun profesoare zilele astea, n-am avut timp să fiu al naibii. Da, marțială, da, Valerio, băgăm toată, tot ce trebuie despre us. Ce să mai ce dă ustati, măi, trecut pentru politica din... Da, Martur, am înțeles, o admir pe Laura Chiriac, bravo, tată, bravo, foarte bine. Nu ți-am zis că a fost cu mine în delegație la Anne Hidalgo, la Paris, ți-am spus, uite, mă uit aici să vedem. Ia ziceți, mă, ce mai să băgăm acum, mă, să vă mai dăm un cont. Ia uite, băi, 91 sfert, bă, cum trece timpul cu băieții? Păi hai, mă, să vă arăt, să vă mai dau ceva, că mai avem materiale pentru voi, dezvăluire explozive, nu? Bă, mai avem pe unul, v-am spus eu de contrabandiști ăștia. Bă, m-a amenințat unul, l-am înregistrat. Am două înregistrări cu el, o să le fac publici. El nu știe, dar i-am transmis public. Bă, la Nicolae Baciu, că tot vorbiți voi de Cunilingu și vă place. Ăla îi făcea lui Laura Jdanov. Uite ăsta de aici din poză. Îi făcea Cunilingu, lui aia și acum îi face lui ăsta, lui Nadea, lui Nadejdea Andronache. Cum cine, lui ăsta, soția lui deputatul la Fugar. Și mecherul ăla, lui Vladimir Andronache, știți? Ăla care a fugit, nevasta a rămas aici și o arde ăsta. Uite, arde ăsta, ăsta are ăla, spălătoria, motiv, restaurant. Mare Barosan a luat terenul cu japca, acum l-a luat, dar ce era pe acolo, vulcanizare, nu știu ce era, vă zice Riza, și ăsta e contrabandist de țigări. Și s-a arătat el foarte ofuscat că, dom'le, el a suferit, că nu știu ce. Voi v-ați război cu clanurile, mă, păi câte are el în poliție? Păi n-am dat eu, mă, toată lista de general care îl protejau pe ăsta. Păi cine are de la SIS? Pe băiatul unui general, venea ăla, îi dădea raportul, vezi, bă, că-s note informative, vezi că e aia, vezi că e aia, stai ușor, tare. Vă dă Riza în seara asta, vedeți ce casă are. Am filmat fraților cu drona, să nebunit, vă dă Rize în seara asta de Nicolae Baciu. Păi vreți și contrabandiști, mafioți, uite mă, mafioți aici. Ați înțeles? Da, prieteni, că el m-a amenințat pe mine, în particular, de-aia sunt eu supărat acum. Și a fost și înregistrat. L-a înregistrat unul care era cu el pe acolo, unde au făcut ei o întâlnire, a făcut cu mai mulți, sus, acolo, la motiv. Și mai e o înregistrare de undeva. Și le are Rizea. Ia uitați-vă, prieteni. Asta e baza lui, ați dat baza lui. Ia uite aici ce bază are, ce service are. Mamă, mamă, ce tiruri. Alea, poliția le verificați pe astea că le tixește ăsta cu țigări. Contrabandă. Astea le verificați? Întreb și eu așa, nu știu, instituțiile statului. Că el transportă, nu știu ce transportă, alte produse așa la mișto. Și pe sub ele bagă țigări. Mamă, mamă, baxuri întregi. A? Face, mă, cineva verificări? Ia uite ce bază are. Mamă, mamă, numai tiruri. Vedeți câte are prieteni? Așa lucrează la scară mare, contrabandă în Europa. Păi hai, tată, să vedem cu țigările astea ce facem aici. A? Facem ceva sau nu facem? Da, prieteni. Ia mă, să nu ardem foița de aur aici, că mă...
Am scaunul ăsta de Barosan, ați văzut că e singurul de aici, adus special din Italia pentru rize. Păi, da. Ăsta e cu foiță de aur, cum ați vrut voi. Păi, ori suntem campioni, ori nu mai suntem. Și atunci tăcem din gură. Mulțumesc, Artur. Vrei să-mi fii profesor de limba rusă? Da, tată. Ia uitați-vă aici. Ia uitați-vă ce are ăsta. Imperiu. Ăsta de la Motiv. Vă duceți voi, vă spălați mașina acolo, cafenea, restaurant, toate fetele alea. Unde credeți că se strâng acum? Se strâng și pe la Motiv. În timpul săptămânii, joia, vinerea, le vedeți acolo seara, sâmbăta uneori. Păi da, barosăneală mare de tot, mare de tot. Și m-a înregistrat ăsta, m-a amenințat ăsta și l-am înregistrat. Eu nu, eu, alții care, că el are tovarăși până structuri, până poliție și uite că unii mai lucrează și agenți dubli, ca să zic așa. Hmm? Ce zici, mă, tată, mă? Ce zici, baciule? Cu ce bază frumoasă. Acolo, băieți, la tirurile alea se umblă bine de tot. Dar ăștia nu verifică. Că el trece peste tot. Ați înțeles? V-am aranjată, totul aranjat. Ia ziceți, mă, și casa. Iar să arătăm, mă, și vila, mă. Să vadă, mă, moldovenii, ce vila are Barosanu. Piscină cu tare, tot. Ia filmați-mă și de acolo. Dați-i și o filmare de acolo de sus. Să vadă, să vadă cine l-amenință pe Rizea. Și spune el, domne, că noi cu tare, că noi cu tare, că suntem mulți, că suntem... Ia veniți, mă, sunteți mulți, mă amenințați voi pe mine, a? Hai că vine Rizea și voi și pe voi. Mă ocup întâi de politicieni. Au, ce Barosan. Ce casă de Barosan are ăsta. Din ce bani ai făcut-o, tată? A? Din ce bani ți-ai luat tirurile alea? Din ce bani ți-ai făcut construcția aia care e minim 6 milioane, 7 milioane de euro aia de la Motiv de sticlă, blocul ăla? În centru acolo, că e în zonă bună în Chișinău, ați nebunit acolo la Râșcani, nu? Pe calea Orheiului, nu? Păi da, asta înseamnă să fii Barosan în contrabandă cu țigări. Păi da, și nimeni nu face nimic. Da, Viorele, mersi tată, mersi, mersi de mesaj. Da, prieteni, vedeți? Vedeți? Asta înseamnă barosăneală. Aha. Vă dau eu toate casele la ăștia care v-au călărit aici. Unii până interpuși, că acum ăștia nu... Ăsta e soldatul ăstora din generalilor din și procurorilor. Păi ăia sunt mari mafioși mai aici. V-am zis eu că Pablo Escobar ar fi fost invidios, mă, dacă mai trăia pe ce se întâmplă aici în Moldova. Mamă, mamă, mamă. Da, Tamara, îți place, nu? Bravo! Salut, salut, Belucită, salut. Păi da, mă, Filat n-a fost tăticul lor la țigări, a ține bunii. Păi ăla era doctor la țigări, nu zicea Plahoniuc. Bă, am zis că vă dau aia stenograma cuvântul. Mamă, cel mai înjura Plahoniuc, cum îl înjur eu, cum îl înjur eu pe ăștia. Ia uitați, Nicolae Baciu, patron restaurant, Motiv, mă, cu F la sfârșit, nu cu V. Motiv. Fiți acolo, corect, ca să înțeleagă moldovenii, că nu, noi nu mințim. Păi... Ca să înțeleagă moldovenii, când îi văd pe unii bogățiile astea, de unde au avut ei bani, tată? E simplu. Bă, vreau să văd și eu. De unde e blocul ăla de sticlă? De unde e ăla? Alu procurorul, alu Baciu, alu ăla, alu generalul. Băi, dracu, bă! Bă, toți cu statul, toți cu statul, vă deveniți miliardari peste noapte. Nu mai sunt, mă, milionari, miliardari ăștia. Bună seara! Ciao, Milano! Mai e Milano Maritima. Grazie mille! Complimenti! Per tutto quello che fai, Cristian. Grazie, Ludmila. Tudor, te salut și eu. Da. Victoria Bank, da, Artur, ți-am promis. Bă, avem multe subiecte. Uite, hai să facem mâine și cu Victoria Bank, că mai am și cu ăsta, cu ce bank, cu golanul ăla. Am multe mâine, am și ca și astăzi. Vedeți, l-am dat și pe ăsta. Și bă, ar trebui să ne uităm puțin și la... Începem și cu celălalt, că după aia nu mai avem timp, mă, prieteni. Ia să vă arăt eu de pușcuță. Trecem la pușcuță, la golanul ăsta care, mamă, mamă, l-a dat Rizea jos de la fisc. Ați văzut? Dacă nu zicea Rizea, asta rămânea. A fost și ministrul de finanțe, guvernul lui Dodon. La fisc înainte, l-a pus Plahoniuc. A făcut ăsta ce a vrut cu banii voștri. Uite, vagabondul ăsta, Sergiu Pușcuță. Și ia puneți, prieteni, ca să vedeți, băi, pușcuță. Știți ce a făcut el? Că v-am zis eu acum două seri. Bă, golanul ăsta a scris, mulțumesc Miyagi, salut, mereu voi vota cu noi, bravo, tată, mulțumesc mult de tot.
Golanul ăsta a făcut niște lucruri penale în ziua de vineri, când și-a dat demisia, pentru că Riza are poze și cu orele. Ce nu știe fraierul ăsta? Că Riza știe tot ce a scris, ce a semnat el. El a semnat niște ordine interne. Și credeți, mă, că a semnat ăsta după ce și-a dat demisia? A mai dat ordine în calitate de șef al fiscului. Contravine legii. E penal, pușcuță, ce ai făcut? Că Riza are totul în calculatorul tău. Păi știu, mă, când ai chemat tu hackerii. Când a dat Riza prima de seară de dezvăluiri, marțea trecută, tu a doua zi, miercuri, ți-ai chemat hackerii să curețe calculatorul. Că aveai lucruri compromitătoare. Alea au ajuns la Riza, mă. Ce nu știi tu? Ia uitați, prieteni, a dat ordin. A dat ordin să lupte cu corupția. Bă, golanul ăsta, corupt până în măduva oastelor, mamă, ce ordin a dat el de șef al fiscului să întărească lupta. Ordon, ordon. Ați înțeles? Ordon. Bă, acum nu mai ordon, mă, decât la măta acasă, măi, pușcuță. E prima oară în istorie, prieteni, când cineva, un corupt, dă un ordin ca să fie el, anchetat sau să se lupte cu el. Ați înțeles? Să se lupte cu sine însuși. Păi mă, pușcuță, noi vom duce la îndeplinire ordinul ăsta pe care l-ai dat, știi? Noi, Riza cu moldoveni. Da, pușcuță, să luptăm cu corupții? Păi o facem cu tine, tu ești primul pe listă, ca să știi. Tu ești golanul ăsta, avem trei documente, ia uite, pușcuță, le recunoști din calculatorul tău sunt, ha? Îți plac? Hmm? A, uite, în original, semnătura cu albastru, ha? Ce zici, pușcuță, ți le-am scos? Nu le are niciun ziarist, doar Riza le are. Așa cum Riza știu că și-a dat fraierul ăsta, căuta hârtie să-i scrie demisia, eu știu și ce-i în gândul tău, pușcuță. Bă, nu știu un singur aspect. Ce gânduri aveai când intrai sub plapuma lui Zinaida Greceani? Acolo nu știu. Dar pot să bănuiesc. Dar aici știu, controlezi și mintea, mă. Sunt coșmarul tău, eu ți-am spus, pușcuță. Până la sfârșitul vieții, Riza, e coșmarul tău. Până ajungi la 13, că acolo se termină, acolo e punctul final pentru tine. Vine ziua aia. Vine ziua aia în fața moldovenilor. Te salut de la Suceava, Paul. Mulțumesc mult de tot. Mamă, la Risa, penalul Riza, răspunde, te rog, de unde a țâșnit pro-rusul? Da, băi, pro-rusul, băi, dacă vorbește limba rusă, dacă a stat omul 35 de ani, băi, la Risa a fost singurul care mi-a oferit platforma politică. Da, pentru că toți aveau cârlige, toate partidele care au intrat cu mine în discuții să candidez la parlamentare. Singurul care am văzut că e un partid cu adevărat independent e acest partid politic condus de domnul Dachi. Și crede-mă că am fost cel mai norocos om că l-am cunoscut pe Vladimir Dachi. Rar cunoști un om cu un caracter atât de curat, credeți-mă. Da? Și asta vă spun garantat. Îmi pun în orice secundă, îmi pun mâna în foc pentru Vladimir Dachi, în fața moldovenilor, ca să știți. Dacă Riza spune asta, e mare lucru, credeți-mă. Vedeți, prieteni, aici aveți și materiale electorale. Au fost gata azi, sâmbătă, stăm cu ele acolo la Bălți. Păi da. Vedeți? Asta e. Pe o parte în limba română, pe o parte în limba rusă. Așa cum e împărțită și populația la Bălți. Dar, prieteni, continuăm cu pușcuță ăsta. Ați dat actele, da? Toate trei. Pușcuțele, ai recunoscut, mă, ordinele. Hai, mă, prieteni, mai puneți poza lui pușcuță pe ecran ca să înțeleagă lumea cine e ăsta. Că pușcuță ăsta, prieteni, am aici o notă informativă deosebită. Bă, ăsta știți că a dat două amnistii fiscale. Odată a dat-o, că el a venit pe linia lui Zina Carabina, socialiști, Dodon. El a dat una la 1 aprilie 2007. El e autorul acelei amnistii fiscale. Iar a doua a dat-o în 2018 când îl călărea Plahotniuc, că îl slugărea pe Plahotniuc. Ea s-a numit, a dat el lege, că stimulare fiscală. Știți cine au fost stimulați? Restanțierii la bugetul public, fraților. Întreprinderile GLC, Incomlac, unde ăsta... Șeful ăsta al fiscului, golanul ăsta, avea punct de tangență cu ei. El a lucrat ulterior șef la aceste companii, ați înțeles, mari, de lactate. Ăsta avea interese personale și a dat o lege de o amnistie fiscală pentru ei, ca să-și ia șpăgile, prieteni. Va păcăli pe toți și că stimulare fiscală. Nimeni nu a spus lucrurile astea. Numai în 2007, astea... Firmele astea două unde a lucrat golanul ăsta au fost amnistiate de 10 milioane de lei.
10 milioane de lei care îi datorau la stat. Și vouă vă lua golanul ăsta, vă poprea conturile, vi le bloca pentru 200-300 de lei moldovenești. M-ați înțeles? 10 milioane de lei în 2007. Păi știți cât sunt ăia azi în 2021? 100 de milioane de lei, prieteni. 10 milioane în 2007. Faceți calculul ca inflație, ca tot ce vreți. Da? Pentru că el când era șeful acestor două firme, el avea grijă să genereze mereu datorii mari la buget, ați înțeles? Ei ăștia erau în lista marilor contribuabili și sunt. Pentru că unde e direcția asta de administrare a marilor contribuabili? La doamna Ludmila Bodnari. O știți pe doamna Ludmila Bodnari? Vedeți, prieteni? Câte prejudicii a adus golanul ăsta de pușcuță bugetului statului prin aceste două amnistii? El ci ca stimulat fiscal. Haideți, mă, prieteni, sub masca unei legi gândită, de fapt, pentru că de acolo și-au luat și păgile toți. Au luat și decidenții politici păgile. Normal, că doar nu lua doar pușcuță, nu v-am zis eu. Bă, avea 15 milioane de lei, 15 milioane de lei pe lună ăsta, 750.000 de euro și pagă. Da? Iar după aia, el de la socialiști a trecut către PDM, că l-a pus partidul lui Plahodniuc al proxenetului, l-a pus șef la fisc în 2017. Păi a revenit, ați înțeles? Asta a fost, ca în 2018 să dea amnistia. Păi a făcut tot ce a vrut Plahodniuc. Ăsta a fost scopul. Că atunci, în 2007, erau socialiști, erau firmele partidului comunist, că nu erau socialiștii atunci, bine, erau toți ăștia, aceiași actori politici, dar erau sub umbrela partidului comunist, ați înțeles? Și atunci a salvat firmele alea, care erau sub influență, care aduceau bani la partid, ce a zis? Hai, Dumnezeu, să-i ajutăm să le luăm și noi banii, să facem aia, să facem aia. Da? Asta a făcut sub masca unei legi de amnistii fiscale. Da, prieteni? Și au dat oamenii afară, cadrele oneste care își făceau treaba. Știți ce au făcut? I-au delegat cu munca pe la Ialoveni, chiar dacă locul lor de trai era la Rezina. Ați înțeles? I-au trimis să facă o groază de cheltuieli. Vă dați seama, oameni care erau oameni corecți, domnule, în instituția asta. Da? Deci asta, ei au fost ejaculați, cum spunea cineva în România, da? Au fost dați la o parte ăștia corecți și au venit cu metri. Ce a devenit serviciul fiscal de stat pe lângă bordel, cum v-am demonstrat, că ea în funcție și azi de Albina Ișcova, vedeta porno din cele trei filmulețe date de Rizea pe Telegram, aveți acolo, le găsiți. Da, aici și șefă și azi, v-am zis. Da? Aici a devenit o instituție a cumetriilor. Asta e, prieteni. Păi da, uitați-vă unde lucrează ăștia. Păi la SFS a fost angajată fica procurorului de la șef de la municipiul Chișinău. Nepotul șefei de la Direcția de Mari Contribuabili, doamna Ludmila Bodnari, care lucrează în direcția ăștia, lucrează în direcția metodologie și n-au nicio treabă cu meseria asta. Ați înțeles? Nicio treabă. Problema e că îi primesc adaosuri la salariu de până la 40% față de cei care muncesc corect, care își fac treaba. Ați înțeles? Și care nu-ți veniți pe pile acolo, pe cumetrii. Ăia sunt plătiți cel mai prost, iar golanii ăștia nu fac nimic. 40% au adaos lună de lună în salarii, că vă dă Rizea și alea de la salarii, flutura și stați liniștit, păi nu vă las eu așa. Vă dați seama? Deci toate astea pe perioada cât a stat pușcuță la fisc, șef, direcția asta de mari contribuabili a fost cea care a protejat marii datornici la bugetul statului. Prin Ludmila Bodnari, care îi prezenta lui ăsta lista și ăsta dădea ok-ul zi de zi cu toți restanțierii la buget, numai mari contribuabili, nu-i interesa pe el. Ce să mă intereseze, mă, pe mine aia cu 200-300 de lei? Ăștia mari ca să știu eu ce iau de la ei. În funcție de ce vede, pac, le primea mesajul. Ia-ți vede, mă, cât ai 100 de milioane, vii cu asta și se rezolvă. Ați înțeles? Că el vrea să vadă dacă sunt firmele care trebuie pentru finanțare, le zicea, duceți-vă la PDM, vărsați banii, v-am amnistiat de datorii. Așa s-a condus Moldova, de-aia n-au fost bani de pensii niciodată sau de salarii decente în această țară. Pentru că vă dă Rizea de aici, ce făceau? Păi însemna cu creionul, nu mă, pușcuța asta făcea. Ce sumă de încasat de la fiecare, să uita? Ia să vedem, asta e, ăsta trebuie să dea atâta. Da? Iar la alții, ca să pară că el luptă cu
și vrea să facă pentru stat, pentru alea, el e apărătorul statului, strânge bani la buget, știți ce le zicea la ea? Scoteți-vă banii pe blat repede, că după aia dau și o hârtie să vă blocheze conturile, dar după ce a scos banii din conturi. V-ați înțeles ce făcea pușcuța asta? Păi are rizalist aici, ia zi băi, golanule, făceai asta sau nu? Le dădeai pe blat semnalul, băi, în două zile scoateți tot ce aveți pe conturi, că dau și eu a treia zi o hârtie și zic, gata domne, hai să le luăm banii, să oprim conturile, le blocăm, ați înțeles, să-și facă el datoria de paznic al bugetului de stat. Golanul ăsta, nenorocitul ăsta, mafiotul ăsta, uitați-l, țăranul ăsta a ajuns cu amante. Ăsta, mă, uitați la el ce față are. Mamă, 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 vă dați seama, de-aia a pus-o pe baia, pe Ludmila, trebuia să o mulțumească și pe ea, pe lângă bani, pe lângă aia. I-a dat și două funcții, nu mai șef la direcția de mari contribuabili, a pus-o și prim vicedirector al Serviciului Fiscal de Stat, a inventat o funcție pentru ea. Că i-a dat și grad militar, că avea salariu mic, vă dați seama. Dar când ai neamuri la Ministerul de Interne, că soțul ei acolo lucrează. Păi nu vă spune, mă, Rizea, că e încrângătura aici cu mafia. Ministerul de Interne, Procuratura. Asta e, prieten, și cu golanii ăștia, fiscul, primăria Ceban, așa se spune. Plus câțiva judecători, rude, soții, că vă arată Rizea. V-am promis că vă arăt eu de nevasta lui judecătorul ăla, care m-a ținut pe mine 6 luni. Da, vă arăt eu că lucrează la primărie, unde stă. Zilele astea filmăm la el acasă, fir armăsa, dracu de golan. Da? Asta e, prieteni. Ce să mai vorbim de alte infracțiuni pe care le-a făcut continuate? Păi ăsta, dacă se apucă un procuror de capul lui, mă, serios, nu vrăjeală, da? De pușcuț ăsta, păi ăsta știți câte capete de acuzare are? Ce să mai, nu mai zic, nu mai spun că e o nebunie, ce să mai zic, dar acolo... Le dădea la alea, la femei, de 8 martie, de sărbători de Crăciun. La unele le dădea 500 de lei, 1000 de lei, la altele nimic. Ați înțeles? La unele le dădea și 5000, la astea, direcția de mari contribuabili, la toate alea. Că avea interes să-i țină ascunse. Vă dați seama? Le-i cumpăra pe toți cu banii voștri. Așa cum și-a cumpărat și amantele, le-a luat apartament, mașină, cum i-a făcut și lui Ișcov asta, lui vedeta porno, pe care v-a dat o Rize. Ați văzut? Asta e, prieteni. Nu mai zic de mașini de serviciu care lucrau pentru partid, transportul, în campanie electorală era folosit de la Serviciul Fiscal de Stat, toate mașinile ale statului erau folosite în campanie electorală al lui Plahoniu. Verificați ce vă zice Rize. Cine plătește pentru asta, stimați procurori, dacă mai e vreunul cu sânge în instalație și care să respecte lege, da? Asta vreau să întreb și eu. Asta a făcut Plahoniuc, fraților, și a făcut SRL-ului din Republica Moldova. Iar Pușcuța a transformat la rândul său piscul în SRL-ul personal. Asta a fost. Cu amnistia fiscală din 2018. Păi el a făcut-o ca să-și ia șpăgile cu golaniște. A zis, cât aveți, mă, datorie aia mare? Ia-ți vedem, mă, lista de mari contribuabili. Bam, 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 cât erau? 20. Cât aveți, mă, de datorii? Veniți, mă, și voi cu 20% și se închide tot. Dăm amnistia fiscală. Ați înțeles, prieteni? Așa s-a făcut cu bugetul statului, s-a jucat. Dacă strângeau banii pe corect și aia își plăteau datoriile, aveați bani la buget, erau bani pentru pensii, erau bani pentru drumurile alea bune, ne le promis Plahoniuc pe aici, drumuri bune. Vai de capul lui, firar al dracu, pe el își lua jeep-uri, gheuri de-alea să nu simtă și... Când venea pe acolo pe Viilor, că îl vedeam și eu pe Viilor, că le stăteai acolo, îți mai zicea pe la Casa Albă, îți vadă în ce stadiu, cum mai merge construcția din bani, frați. Păi, în afară de Ștefan cel Mare, mai arătați-mi un drum bun. Pe care? Vasile Alexandri? În rest nu găsi... Păi, de capul meu, numai găuri și pe în Chișinău. Hai mă, ce dracu, drumuri bune, n-a fost în stare să facă o autostradă. Nu autostradă, bă, un drum de la, cum e România, nu știu, drumul ăla european sau ce e, ați înțeles? De la nord la sud, să facă și el de la Ognița la Giurgiulești, dracului, un drum. Când treci din Ucraina și te duci spre România. Da? Ce să... Cu curtea de conturi? Păi unde e, mă, curtea de conturi? Trebuie să facă 10 controle. Unde e curtea de conturi? Eu asta întreb. Complicele la toate hoțiile astea. Că acum e lupul acolo. Încă e lupul. Paharnicul lui Plahoniuc. V-a povestit Rizea când eram la masă cu Ponta. Și ne punea lupul în pahare. Eram acolo cu Diacov, cu Hrebenciuc. În 2011, poza lui, de la întâlnirea aia, nu de la masă, de la întâlnirea oficială, e pe Facebook-ul lui Plahoniuc.
O vedeți acolo, oare postată proxenetul. Mai are în poză, când își deschide Facebook-ul, vede poza cu mine, a? Și cu el acolo și cu Ponta. Da, prieteni, e, aici trebuie văzut Curtea de Conturi, să vedem cum au fost folosiți banii publici. Și de la sindicate, pentru că aici e o problemă cu cotizațiile de membru la sindicat, pentru că banii ei au fost deturnați, vă spune Rizea, că am aici documentele, notele informative, da? Pentru că doamna Olga Borteevici, președintele sindicatului din Serviciul Fiscal de Stat, Olga Borteevici, țineți minte numele ăsta, că va apărea niște dosare penale curând, nu făcea niciun pas fără acordul lui Pușcuță. Da, da, o să vedeți ce iese, o să vedeți ce iese. Ce să mai zicem? Că șeful fiscului de la Căușeni, Iliev Mihail, ați auzit bine, șeful fiscului, unul din Golanii, locotenenții lui Pușcuță, promova marfa de contrabandă din Ucraina și Transnistria și depozita în aceste orașe cantitățile respective. Ați înțeles? Totul cu acordul cui? Cu acordul șef. Băi, era o instituție, avea și securitate, instituția asta are. Tovarășul Serghei Ciobanu, ați auzit de el, ăsta e șeful securității de la fiscul de stat. Moște erau, zice că e minister acolo. Deci ăștia contrabandiști și ei, v-ați înțeles? Deci ăștia asta făceau și asta fac în continuare. Stimate instituții ale statului, dacă mai existați cu adevărat aici în Republica Moldova, vă mai pasă de cetățenii acestei țări, vă mai pasă de lege, firea rea dracu de lege, că nu ați aplicat-o niciodată. Bă, aplicați-o acum, bă, luați-i din casă pe ăștia de care vă zic eu, că am notele aici. Și verificați mâine ce zice Rizea, nu peste 15 zile. Cum au făcut la Sociteni? De-au spălat ăia Putina, au luat tot de acolo. Și m-a sunat procuratura și poliția să mă cheme să dau declarație după 15 zile. Nu le-am zis eu, păi ce faceți, mă, faceți la mișto tot. Luați la mișto moldovenii, mă. După, trebuia să intrați cu mascați în noaptea, mă, când a pus Rizea video, bum, direct. Spartă ușile acolo, bam, ia să vedem. Și date la laborator afară pentru analize. Nu aici, că mafia controlează tot aici și au luat măsuri. Și pentru situații de-astea de criză. Da, prieteni, ați înțeles? Să mai spunem de domnul Serghei Ciobanu, golanul ăsta, șef de securitate la SFS. Ce legătură ai, mă, cu firma Salami SRL? Ia zi-ne, mă! Ia zi-ne, mă, vagabondule, câte datorii le-ai șters la ăștia, mă? Salami SRL. Câtă evaziune fac ăștia, mă, și nu plătesc la stat? Ne zici, mă, ciobanule? A? Vă mai dau câteva personaje din gașca asta, din clica lui Pușcuță, din mafia asta de la FIS. Dumnezeu, mafie, mamă, ce tentacule. Veronica Homova, mâna de mână cu șefa de cadre Ina Dăscăliuc, dă afară pe cei tineri care sunt de perspectivă, îi duce capul și fac treaba bine, și angajează contra unor sume de bani cu ciobanul. Păi nu v-am zis eu de Dăscăliuc asta că e pe mână cu ciobanul și angajează cu tarife între 1.500 și 3.000 de euro fiecare om care vrea să ajungă la fisc? Păi atâta se ia și pagă să lucrezi la fisc. Ăia când ajung la fisc pe salarii de 7.000 de lei, 8.000 de lei, ce trebuie să facă să recupereze bani? Ia ziceți-vă, să fure, fac și ce pot, șpăgile cu tare, tot. Ha? Cum e, prieten? Ia ziceți-mă că nu m-am mai uitat pe mesaje, Curtea de Conturi, a mâncat-o lupul. Bravo, Oleg, așa e, tată. Îl chemăm, mă, pe lupul să ne pună aici în pahare, băieți. Uite, bă, că am uitat, să punem într-o seară, facem așa, că tot vin sărbătorile, se apropie, îl chemăm pe lupul să-și pună un ancăr de la pe mână, îi punem papion, cămașa albă, să vină să mă servească aici. Păi nu m-a servit el, mă, în 2011, nu v-am povestit. M-a servit el la masă, era președintele interimar al Moldovei, vă dați seama, la etaj job la nobil acolo, el mă servea la masă. Era Plahoniuc acolo, a mai jilțul meu, ești mai șmecher, bă, ca al tău, Plahoniucule. A, mai ții minte ce scaun aveai tu, de era jilț, îl puneai pe ăla să stea, dita mai animalul, lupul ăsta, stătea ca un miel, era președintele interimar, ca o oaie, ceea ce e și azi. Președintele interimar al Moldovei, el era și președintele Parlamentului, știți, după ce a căzut Voronin cu aprilie 2009, a preluat ăsta, președinte interimar al Moldovei, că era președintele Parlamentului. Și proxenetul și inventase o funcție pentru el, prim vicepreședinte al Parlamentului, să nu rămână și el fără funcție. Da? Ce să mai zicem, bă, de golani ăștia? Băi, ciobanule, bă, securitate, auzi, bă. Să mai zicem de Corneliu Prisăcaru, ăsta de la direcția arierate.
unde mai e șefă și acum Viorica Solovei? A? Și zvonurile mele, sursele mele spun că acest golan Prisăcari va fi promovat la funcția de vicedirector al Serviciului Fiscal de Stat. El trage sforile acum, el zice că e cu pasul. Deodată așa s-a schimbat radical, a trecut la 180 de grade și a zis, domne, că eu sunt cu pasul, eu eram cu pasul de fapt, dar ăștia știți, eu eram aici acoperit, eram așa pe blat, dar eu cu pasul eram, noi eram cu golani ăștia, cu socialiștii sau cu Plahoniuc. M-ați înțeles că mi se stinge și trabucul când vorbesc de vagabonzi ăștia, bă, să fiu al dracu, ar vrea ăștia să-mi ia și gazul. A zis, mă, gazul, că stai din ăla de la Moscova, mă, de la Gazprom direct, mi-a umplut bricheta. A, ați vrea voi, ce ziceți? Gata, domne, s-a dat riza în primire, a? Că e cu FSB-ul. Păi nu ziceți voi că sunt agentul FSB, CIA, că sunt agentul moldovenilor, al moldovenilor de bună credință, care vor dracului să vadă o țară odată pe un drum corect, mă, și să poată să trăiască în această țară pe un trai decent, să poată să-și permită și ei o mașină, poate să-și permită și ei o dată pe săptămână măcar să meargă la restaurant sau de două ori, să poată să-și cumpere și ei o haină, să poată să-și dea copilul la școală și să-i cumpere jucăriile pe care le vrea copilul. Da? Și să-și facă și ei o vacanță. Acum cu pandemia nici vacanțele nu mai sunt ce erau. Dar, prieteni, Viorica Solovei și Prisăcarul ăsta trage tare acum. Pasul se aude. Păi ce faceți, voi? Cauționați pe golanii ăștia, mă? Hă? Că știți că Prisăcarul ăsta a fost reținut cu o sumă de peste 100 de mii de lei? Știți asta? Dar a fost restabilit. Da? Pentru merite mari, că știe să extorcheze banii de la agenții economici. Știți că a fost prins în interiorul Serviciului Fiscal de Stat cu șpaga asta? Vă spune Riza, dacă nu știți, că e pe nota asta informativă. Da? Și mai e un vicedirector la fisc. Turcanu, mare susținător al PDM-ului lui Plahoniuc. Mamă, dacă vă uitați pe imaginile alea de la Strășeni, mamă ce mai aplauda el când vorbea Filip acolo, golanul ăla. Ținea el speech-uri, Filip. Mamă, ăsta era cu pușcuța acolo. Erau, mamă, ce mai înflăcărați. Ce erau ei acolo, slugile lor. Și ăsta, Turcanu ăsta. Păi ce facem cu ei, stimată doamnă director, care a fost pus acum de la pas? Ce faceți? Faceți ceva? Dacă nu se ocupă Riza de ei, că îmi vin niște note zilele astea, pușcuță, de sare fiscul în aer. Uită-te la mine. Vai de capul tău ce o să pățești tu cu busuioc cu care ai complotat să luați atâtea business-uri oamenilor, ați fabricat dosare și ați trimis lumea în pușcărie fără ca oamenii să aibă o vină. Da, prieten, vine Riza cu lista imediat zilele astea. Vai de capul vostru. Pușcuță, se apropie zile grele. Ți-am zis eu, Riza va fi coșmarul tău. Uită-te bine la mine, uită-te la emisiune, că știu că te uiți, să uită toți și salut pe toți cei de la fisc, că sunt oameni și capabili, oameni care n-au putut să performeze datorită acestor golani și acestor clici de mafioți. Oameni care știu să-și facă datoria, care răspund solicitărilor cetățenilor care vin acolo cu diferite probleme. Că și eu am fost și a fost foarte corect. Ați înțeles? Sunt și angajați care imediat au rezolvat. Chiar salut pe această cale, că m-am dus chiar acolo, la sediul ăsta, unde stă golanca asta, vedeta asta porno. Cum o cheamă, mă? Albinuța, mă, Ișcova. Că m-ați întrebat toți, cine-i domnul ăsta? Cine-i? Uite, mă, cine-i? E directoare de acolo. Da, mai sunt acolo, angajați model. Păi, da. Cum? Nu îi mai dau acum, nu le mai dau numele, că după aia, cine știe, mâine îi dă afară, dracu. Îi dau ăștia care au mai rămas de-a lui Pușcuță pe acolo și mai pățesc cu oamenii ceva. Ați înțeles? Nu o vrea Riza ca să pățească ei, să sufere. Da? Da, prieteni. Deci, Pușcuță, vine tăvălugul Riza peste tine. Nu uita, la noapte nu cred că dormi bine. Cum nu mai dormi de o săptămână. De când a scos Riza dezvăluirile. Ai să vezi ce note vin zilele astea. Vai de capul tău. A? Vai de capul tău, Pușcuță. Da, prieteni, hai să ne gândim și la bălți, că mai sunt 15 minute, nu? E, bă, am văzut că mi-a furat aia. Ia uitați, mă, prieteni, aș citeam știrile de la bălți. Cine a zis, mă, prima oară, că Riza are investitori, prieteni din Turcia, o subsidiară a lui Turkish Airlines. Ce am zis eu?
Vin acolo cu dachii la bălți. Proiectul nostru, ia uitați, 5 puncte avem. Primul este aeroportul. Aeroport, nu vreau să stăm cu mâna întinsă la buget. Sub nicio formă. Aduc investitorul care bagă 60 de milioane de euro a doua zi. După ce am câștigat primăria, generăm 10.000 de noi locuri de muncă. Da, prieteni. Și vagabonta asta de Tauber mi-a luat obiectivul meu, principalul obiectiv din, le vedeți acolo, din programul candidatului Vladimir Dachi și programul lui Rize, da? Și a spus ea azi, a dat un interviu, domnule, vrem să reconstruim. Măi, parașută, vrei să reconstruiești tu aeroportul cum l-ai reconstruit cu șor? L-ați luat pe blat de la stat și n-ați făcut nimic, nici pistele nu le-ați terminat? Chiar dacă i le-ați dat lui Tonu ăla, lui omul vostru, lui interpusul Vladimir Tonu, ex-factor, ia uitați-i pe ăștia doi porumbei, că asta numai între picioarele lui Șor stătea când era ăla pe aici. Ia uitați-mă pe amândoi, ce tinere erau. Acum umblă cu curea Hermes, amândoi zici că sunt Lolec și Bolec. Ia uitați-vă, prieteni. Panorama asta, mare jucătoare de tenis, a jucat numai pe paturi. Tenis, își punea fileul acolo, pe sub cerceafuri. Hai mă, ce drag. Te prinde Rize într-o dezbatere, că de-aia nu mă lasă ăștia la dezbatere, că ți-e frică de mine, a? Cum ai făcut atunci la Publica, când eram la parlamentare, la Prime, unde dracu eram, la Golanul ăla, că nu vreau să mă lase să intru în studio. La urmă m-au lăsat, că e greu să se pună cu Rize. Da, o să vină Dachi cu Rize acum la Bălți și facem revoluție. Că bălțenii o să înțeleagă, că numai așa se poate face, radical. Tăind rău de la rădăcină. Nu mai crede, bă, nimeni în promisiunile voastre. I-ați mințit pe ea la Orhei. Până când s-o trezi ea de la Orhei peste câțiva ani acum, că v-a zis Rizea că golanul ăsta din poză care a fugit în Israel, șor ăsta, a manetat primăria pe nu știu câți ani. Ei asta nu știu. Când le-or cere ăia banii acum, că ea mai stau, că le-a zis șor, stai domnule, nu executa primăria, stați așa, că le pune primăria taxe la cetățeni, de unde îți dea banii primăria? A? Păi nu v-ați întrebat, mă, v-a fraierit ăștia ca pe... Hai de capul meu. Voi ați crezut că face asta Monaco? Face pe dracu să-l ia de golan, de penal, de nenorocit. Nu, că penal e marca mea, nu putem să o dăm la nimeni. Asta este marca înregistrată. Ați văzut că au apărut și alea, cutii de creane colorate. Penalul Rize, a? Vă place? Mulțumesc celor de pe Facebook. Nu știu ce urmăritori au făcut asta. Dom'le, mă bucur că a devenit viral treaba cu penalul Rize. Chiar mă bucur. Și ați văzut că eu n-am nicio problemă să o folosesc în mod direct în fața voastră, da? Mi-o asum. Da, mă, da, a, un eșalon. Da, mă, Vlade, bună seara, domnul Rize, dar poate organizăm un eșalon. Și pleacă parașutele lui Pușcuță. Da, frate, păi cum? Astea nu sunt sănătoase. Tarom, nu tarom, mă, păi nu vine tarom, vin turcii. Păi cine a zis, mă, că vine taromade? Pe ce? Turcii vin, tată. Păi turcii, ăia serioși pe turcii. N-ai văzut că Turkish Airline are cele mai multe sloturi în lume? Unde a ajuns Turkish Airline acum, că se bate cu Lufthansa și se bate cu Air France? Hai, mă, ce naiba? Nu mai zic, și cu aia, cu Qatar, cu... are cele mai multe. Ajungi cu Turkish Airline în orice cost din lumea asta. Și servicii super. Bine, Rize n-a mai fost de treia când are voie pe aici. Da, asta e, vă zice din experiență, că am fost peste tot în lumea asta, din China până jos, în Brazilia, Argentina, în toate părțile alea. Da. Pușcuță se zice vicepreședinte la Mariana Durleșteanu, la Partidul Legii și Dreptății. Mamă, firașe al dracu, el legea și dreptate. Bă, vă dați seama, bă, golanii ăștia n-au nicio limită. Bravo, bă, Sergiu, mulțumesc de informații. Da, mersi, Marius, mersi, domnul Rize, vă rog să vă rezolvați dosarul la CEDO, să nu mai spună că sunteți pe asta. Stai, liniștit, Marius, eu îmi duc cea mai departe. Important e că voi sunteți alături de mine și asta contează cel mai mult. Pe TV când intrați, mă, curând, facem acum dosarul de licență, se lucrează la el. Și... foarte repede sper să conectăm toate și site-ul de Realitatea, pentru că ați văzut, când vă uitați la Realitatea Plus în România, cei care nu vă uitați la televizor, vă uitați pe tabletă, pe telefon, că sunteți cu probleme fiecare, n-aveți timp să stăm ca pe vremuri la televizor când ajungem acasă seara. Și ne uităm pe în trafic, pe unde suntem, pe la muncă, pe la aia, în pauză, mergem la masă sau ceva, ne mai uităm, da? Și vedem.
Vreau să... Ați văzut, realitatea se vede, realitatea.net în România, live, da? Realitatea TV, Realitatea Plus. Așa o să fie și la noi. Se va vedea emisiunea lui Rize, The Godfather of Chișinău Mafia, și pe realitatea din Moldova.net. Și acolo va fi în premieră, vă anunț, și un talk show politic. Discut acum cu câțiva jurnaliști, sunt în discuții. Jurnaliști cunoscuți de aici, din Republica Moldova. Uite, vă fac o dezvoluire. Jocuri de putere, prieteni. Jocuri de putere e o emisiune emblematică pentru postul Realitatea TV. E o emisiune care a făcut mare rating și face în continuare, chiar dacă inițial ea era moderată de Rareș Bogdan, actual europarlamentar și prieten al meu, după cum ați văzut, că l-au criticat pentru poza aia. Că a venit aici ca să dea semnalul că a făcut poza înainte de întâlnirea pe care a avut-o la 30 de minute după cu doamna Maia Sandu, că a vrut, au spus unii că să dea semnalul că sunt omul serviciilor din România și agreat aici în Moldova și de serviciile de aici și de fapt să fie un mesaj din ăsta subliminal să înțeleagă alții care poate aveau dubii. Ce să spun? Am zis eu, sunt și cu ăia, sunt și cu mamă, nu mai știu cu cine sunt, James Bond. Că am văzut că unii au zis că, da. Ce să zic, prieteni, eu vreau să fiu cu poporul moldovean și să mă lupt. Și mă lupt până la capăt, nu trădez. Asta vreau să știți. Nu o să vă trădez niciodată. Țineți înregistrarea și oricând să vedeți că Rizea va merge pe aceeași linie. Rizea nu se abate de la ceea ce eu am spus și spun în fiecare seară, mereu. Ca să știți, să fie clar, să nu avem discuții, prieteni, da? Că așa e corect. Eu vreau să fiu un alt fel de politician decât ceea ce a avut Moldova până în prezent. De-aia m-am spovedit în România, repet, prin acea carte pe care o găsiți pe site-ul meu www.spovedanialuirizea.com și am luat această decizie pentru, nu știu, să fiu într-adevăr un alt fel de om față de semenii mei. Da, prieteni. Pentru că destul am mințit ca politician în România, am făcut lucruri de care nu sunt mândru, uneori, de unele sunt mândru, de unele nu. De aceea am luat această decizie. Am greșit și am recunoscut, dar nu mai vreau să greșesc niciodată în politică aici, în Republica Moldova. Pentru că știți bine, am luat decizia asta să intru în politică, ceea ce nu mai aveam de gând, stăteam de 3 ani liniștit, până când acest sistem mafiot a vrut să mă umilească și să-mi fac acele ilegalități, abuzuri pe care le-a făcut în cazul acelui dosar inventat pe o chestie care nu există, pentru că mi-am luat cetățenia perfect valabilă. Au vrut să scape de mine într-un mod în care ei erau obișnuiți. Și uite că sunt primul, iertați-mi lipsa de modestie, sunt primul care a înfrânt, a câștigat o bătălie, nu un război, am spus-o, nu un război, războiul e lung, dar am câștigat o bătălie contra lui Dodon și Plahoniuc, acestui sistem mafiot care nu accepta să le stea cineva în cale, prieteni. Rize a reușit asta. Da, da, au vrut să mă arunce peste prut. Nu le-a ieșit, prieteni. Cu toată judecătorii, toți procurori, cu toată armata de la INI, cu toți la chei ăștia din structurile statului, cum trimiteau ei oameni de la SIS la deliberările mele la Curtea de Apel la Morozan, la Golanul ăla, soțul verișoarei lui Plahoniu, care numai el mă judeca de 6 ori în fiecare lună, timp de 6 luni a picat dosarul în mod aleatoriu la el. Ca și la Dorin Munteanu de la Ciocana cu Pavliuc. Ați înțeles? Asta e Moldova, blea, nu? E vorba voastră? Asta îmi spuneau toți. Păi nu știu unde ești? Asta e Moldova. E, uite că Rizea se încăpățânează și nu acceptă că asta e Moldova. Da, nu acceptă, prieteni. Și merge Rizea mai departe, alături de voi, alături de cei mulți care v-ați exprimat intenția de a fi alături de mine, de a fi alături de Vladimir Dachi, de a fi alături de partidul pe care eu îl reprezint aici în Republica Moldova. Da, hai să le arătăm că nu mai trebuie să aplicăm această vorbă, nu mai trebuie să ne complacem în situația în care am fost până acum. Nu mai trebuie să fim slugile nimănui, da? Păi nu pot, mă, Daniele, mă, eu aș fi putut, dar n-am vrut, mă, să risc, înțelegi? Te salut din Anglia și eu, Production England.
Salutări tuturor, nu v-am mai salutat, îmi cer scuze, prieteni. Au fost câteva subiecte, a fost o agendă destul de încărcată, dar vă mulțumesc din nou. Iată, uite, mă uit acum pe mesaje, domnule Izea. Hai, Doamne, ajută, credem în dumneavoastră. Mulțumesc, Vlad, mulțumesc mult de tot. Corado nu l-am luat de la Dacia Hermes, l-am luat direct de la Frankfurt, ca să știi. Că i-am pus alea cu Dacia Hermes așa, dar e luat de la Frankfurt. Direct nou, de acolo din salon la mă, ca să știi, acu 3 ani. Câți bani a furat Filat în total? 1 miliard de euro? Nu, el a luat, partea lui a fost de 100 de milioane, pe lângă aceste clădiri pe care le-a luat de la stat, aceste imobile. Da. Da, George, așa e, asta e Republica Moldovița, bro. Corect, da, Ion, mai citat cu blea. Ghiță nu s-a spovedit, Riza, da. Da, Vadim, așa este. Ghiță n-are curaj, ca și Filat și alții. Mai avem 2 minute, prieteni. Te salut, salutări, da, de la Marius Moleșteanu, îl salut și eu. Cristian, transmite-i. Da, Lilia, te salut și eu, bună seara. E o nenorocire pentru oamenii din provincie, nu au condiții sanitare, produsele alimentare de cea mai rea calitate, un dezastru, da. Din păcate, ai dreptate. Da, Luchirto, ca Corado. Păi nu m-am dus eu acolo, m-am dus acum să fac revizia. Știi ce le-am zis? Bă, îmi puneți vreo bombă, ceva acolo, îmi pune Chirto ca să fiu al naibii, dacă nu, vreau să sună în Marea Britanie, direct, că am acolo cu o conexiune, să le zic la ea, să le retragă licența la Range Rover. Le-am zis la ăștia, bă, las mașina la voi la revizie sau nu? Ți pun omul lângă ea, pun polițiștii lângă ea, să nu pună bombă Chirto, că acolo îmi făcea ceva la frână, îmi lua uleiul, mamă, mamă. Era pregătit golanul ăsta, să vă dați seama, nu? Ia niște băieți acolo, la sincer, aici lucrează niște băieți ca lumea. Nu vreau să-i nominalizez că îi dă chirtoc afară, dar sunt niște băieți. Într-adevăr, corecție acolo și am avut încredere în ei și iată că nu s-a întâmplat nimic. N-am, bă, decât una, Alexandru, n-am mai multe mașini. Care mașini? Am mai avut înainte, nu știi, n-ai văzut că au dat ăștia, că am avut testuri, Ferrari, ce am avut, Lamborghini, mamă, mamă. Ce naibă, una am și eu atâta, nu mai, gata. Mi-au luat ăia tot, nu vezi? M-au băgat, au vrut să-mi ia și cap. Da, n-a reușit Plahoniuc și cu Dodon n-au reușit. Da, știți cum se întoarce roata? Le ia Rizea capul curând, alături de voi, prieteni. Punem capul pe tavă al moldovenilor, îl punem aici, în fața moldovenilor, le aducem capetele. Celor doi golani și al ăstora care, bineînțeles, la figura, prieteni, o să ziceți că mă duc acum... Să le iau capul cum făceau ăia hunii, nu? Pe vremuri, nu? Și Gingis Khan. Chiar dacă eu mă trag din partea aia, din tătari, la găgăuși, vedeți? Și sunt mândru de asta. E sângele năvalnic, prieteni. E sânge de luptător. La fel cum au avut bunicii și străbunicii mei. Da, Sergiu, așa e, cu atâta discutăm noi într-un subiect și pe ce teren s-a făcut și acolo și la Oasis. Da, Plahoniuc în spate, cine să fie? Hai, da. Mulțumesc, Vadim, mulțumesc, seară liniștită și vouă, prieteni. Da, mulțumesc, George, ai numai comentarii bune, moldovenii te simpatizează. Vă mulțumesc mă înclin, ca de fiecare dată, prieteni. În fiecare seară îmi dați motive extraordinare să vă mulțumesc și în seara asta, iată, am rămas 740 de urmăritori. Tot respectul meu, al echipei mele și al lui Pufi, care mă așteaptă acasă și va reveni în emisiune, bineînțeles. Ea acum a îndrăgostit de o fată și din cauza asta e acasă. Riza vă mulțumește. E alături de voi în fiecare seară și alături de adevărul pe care, după cum bine știți, doar Riza vi-l spune. Ne revedem mâine seară, prieteni, la orele 20, aici, pe YouTube, Spovedania lui Riza. Moldova, trezește-te!